Dostoievski. Thank you.
Есть тут. У нас только место. Onorată asistență, astăzi comunitatea științifică din, dacă aș zice, din Republica Moldova, este foarte mic spațiu acesta, pentru că comunitatea științifică europeană și mondială celebrează astăzi o personalitate notorie a neamului nostru, academicianul Ion Dedeu, la 85 de ani. Onorată asistență, această personalitate notorie a neamului nostru ne-a dus faima peste hotarele țării pe acești 80 de ani. De faptul că fiind mic copilandru într-o familie de țărani, cele mai în persoana domnului, cu un orizont larg de cunoștințe în mai multe domenii de activitate. Academicianul Ion Dedeu s-a manifestat ca un metodolog cu vocație internațională a științei naturii în general și a ecologiei în special. În semn de profundă dedicație domeniului ecologic, sunt rezultatele remarcabile a academicianului Ion Dedeu, obținute în activitatea științifică și apreciate pentru îndelungata activitate pusă în slujba cercetării. Academicianul Academiei de Științe din Moldova, savantul Ion Dedeu, este recunoscut și apreciat acasă și peste hotare, făcând parte din pleiada ecologilor celebri contemporani. Domnia sa este un ecolog adevărat, cu un renume mondial. Născut în tradiții strămoșești, pentru care munca asiduă era o obișnuință de fiecare zi, a ajuns să fie cunoscut și apreciat de comunitatea științifică internațională. Absolvent a Facultății de Pedologie, Biologie și Pedologie a Universității noastre din Moldova, studiile doctorale la Universitatea Lomonosov din Moscova, postdoctorantura la Institutul de Zoologie din Leningrad, a Uniunii Sovietice, iar lista impunătoare de lucrări științifice vorbește de la sine despre aportul colosal științific în domeniile ecologiei generale, teoretice, hidrobiologiei, zoologiei, protecției mediului, nu numai în Republica Moldova, dar și în plan mondial. Această personalitate notorie este membru titular a Academiilor Oamenilor din Științe din România, copreședinte fondator, internațională cosmonautică Tsiolkovski din Moscova, internațională de ecologie și securitatea vieții Sankt Petersburg, de ecologie din România, Națională Științe Ecologice din Republica Moldova, fiind președinte cofondator, internațională de informatizare, asociată la Organizația Națiunilor Unite, de știință din New York, Statele Unite, din Ucraina, Rusia, internațională cadrelor UNESCO, internațională naturii și societății umane, Moscova,
balcanice de știință noi, membru al clubului din Roma, Comitetul Viitorul pentru Europa, profesor de onoare și doctor honoris causa a multiplelor instituții și universități, îmi permite să nu dau citire. O să colegilor mei le vom oferi această plăcută, onorabilă misiune. Pentru lucrările sale fundamentale în domeniul ecologiei, biosfera, introducerea în ecologie, ecologia populațiilor, tratat de ecologie, lucrări științifice, academicianul Ion Dediu, îi se acordă Premiul Academiei Române, Ordinul Național pentru Merit, de gradul Comandor, decorat de președintele țării vecine, domnul Traian Băsescu. Academicianul Ion Dediu este unul din fondatorii principali al ecologiei teoretice moderne, fondatorul Școlii Ecologice Naționale, a Școlii Ecotoxicologice, Acvatice, a Școlii Științifice de Ecologie Politică, îndrumător a peste 40 de teze de doctor și doctor habilitat. Orice savant se reflectă prin discipulii săi, care sunt cunoscuți în multe țări ale lumii, toți făcând parte din Școala de Ecologie a Republicii Moldova, a cărei fondator și conducător a fost și este academicianul Ion Dediu. Școala academicienilor Ursu, Ghidirim, Furdui, Paladi, Simașchevici, Bologa, Tighineanu, Rudic, Toderaș, Micu, Cimpoie și a multor altora, îmi permiteți să nu le numesc pe toate. Și de verticalitate. Și aici școala academicianului Ion Dediu se înscrie de minune. Rolul și locul academicianului Ion Dediu în știința națională și internațională, fapt cu care sincer ne mândrim, onorată, ne onorează ca savant, ca cetățean și în mare patriot, calități pentru care le apreciem foarte înalt, dorindu-i muncă, încă mulți ani creativi, multă sănătate, fericire, dragoste neamului nostru și familiei, rudilor. La mulți ani, domnul academician! Eu îi mulțumesc doamnei secretar general, doctor habilitat Liliana Kondratikova, care mă ajută să realizez această misiune importantă, domnul președinte al Academiei de Știință, academicianul Ion Dediu, este într-o deplasare peste hotare, planificată de mult, da, și m-a rugat să emânez această distincție împreună cu vicepreședintele Academiei de Știință. Svetlana Cojocaru. Domnul președinte, mă uitam, domnul vicepreședinte, Victor, profesor, membru corespondent Victor Moraru, vă salut, am emoții. Mă uitam în sală, unde suntem? U sunt nu. Așa. Și iată, onorată asistență, Prezidiumul Academiei de Științe a primit decizia unanimă de a acorda acestei personalități notorii a neamului nostru o medalie atât de scumpă, nouă, tuturor celor care ne consacrăm activității de zi de zi în acest alma mater al științei naționale. Brevet, medalia Nicolae Milescu Spătaru se conferă academicianului Ion Dediu, membru corespondent a Academiei de Științe, doctor habilitat, profesorul universitar, pentru realizări științifice deosebite în activitate de cercetare, de pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul ecologiei, precum și cu prilejul aniversării a 85 de ani. La mulți ani, domnul profesor!
să o purtați și la 100 de ani să o multiplicăm. Vă primul lucru tot. Poftiți, vă rog. Apropiați-vă. Apropiați-vă. Poftiți, vă rog. Onorată asistență, doamna membru corespondent, director al Institutului, doamna Maria Nedelcov, stimați rude, fiici, noi ne bucurăm. Ne bucurăm mult că astăzi în rândurile noastre este Patriarhul Ecologiei, mare savant cu renume mondial și dacă îmi permiteți, până ce nu l-am obosit de-a binelea, îi oferim cuvântul domnului academician Ion Dediu. Dacă îmi permiteți să vorbesc. Da, poftiți, vă rog. Domnule vicepreședinte, domnilor vicepreședinți, stimați colegi, doamnă director, eu sunt foarte emoționat din mai multe motive, dar în primul rând motivul că Dumnezeu iată m-a adus la acești multișori ani cu cifra 85. Mai sunt foarte emoționat și din cauza că în această sală mi-am început viața mea de om de știință după terminarea universității în 1957 și mie nu mi-e rușine să recunosc, să zic, poate nu-i modest, dar am participat și eu la fondarea acestei academii, chiar din primii ani, în calitatea mea, ca să vedeți, de conducător politic, ideologic, cum se numea pe atunci, a acestei academii, în calitatea mea de secretar al Comitetului de Partid. Nu mi-e rușine să zic, fiindcă pe atunci, dacă noi acum vorbim și nu reușim să realizăm, să fim uniți, ca Academia noastră să își facă datorie față de țară, pe atunci își făcea această datorie. Aici am foarte mulți martori, în primul rând, deci, prim vicepreședinte academicianul Furdui Teodor, cu care am început viața în comun încă de la Bălți, de la școala pedagogică din Bălți. Vreau să fac o confidență. Cum am putut eu să ajung la această vârstă? Cred eu, poate nu-i mă des din partea mea. M-a ajutat cartea. Vârsta și locul unde am ținut în mână prima mea carte, care ca să vedeți ce coincidență. Cartea lui Jean-Jacques Rousseau, editată la București, în limba română, bineînțeles, dedicată problemelor educației. Problema pentru care a fost tras atenția și pusă ca filozofie, chiar dacă vreți, nu mai vorbesc de metodologie, folosirea naturii în educația copiilor. De ce mi-am adus aminte de Jean-Jacques Rousseau, marele filozof și istoric francez, Jean-Jacques Rousseau? De atâta că astăzi, în analiza și tratarea ecologiei ca știință din punct de vedere a problemelor mondiale, se discute tot mai mult așa zis
concepție a rusoismului, chiar a neorusoismului. Eu, în enciclopedia mea, în ambele limbi, română și rusă, am demonstrat că este o mare greșeală să credem că ar putea salva natura și omenirea implicit. Datoria salvării naturii și a propriilor ființe vii constă în datoria oamenilor, a omenirii întregime. Mai recunosc că am avut mare noroc de faptul că m-am născut în ceea ce, se zice, ultimul timp, dar și mai înainte, că veșnic. Văd eu, dacă nu vă supărați, să spuneți cine a spus lucrul ăsta. Lucian Blaga. Într-adevăr așa a fost. Și nu numai că m-am născut la sat, că asta e formula. Unii zic la țară și asta e corect. Fiindcă însăși noțiunea de țară provine de la pământ. Altă faptul că m-am născut într-o familie de țărani răzești. Pe linia tatei ca răzești, pe linia mamei ca mazil. Mazil, știți că a fost boier mazilit, adică a scăpătat de putere economic, cine știe cum. Și trei, faptul că părinții mei, având un singur copil, au vrut să facă din el un om normal. Mi-a implementat câteodată chiar forțat, dacă vreți, și așa se făcea pe timpuri, cinste și onoare. Doamne ferește să pui mâna pe un cap de ață străin, spunea tatăl meu. Tatăl meu, înainte de moarte, cu gură de muribund, îmi spunea: mai unaș, să ții minte faptele pe care eu le-am făcut și tu trebuie să le faci, care ar însemna cinste și onoare. Doamne ferește să pui mâna pe un cap de ață străin, fiind public, fiind particular, și doi, și vină și să ne pupăm că am plecat, am să plec pe gravă. Iubește-ți țara, națiunea românească. Am respectat aceste și, dacă vreți, și cerințe, ordine a părinților mei. Și ultimul criteriu care m-a ajutat să ajung până la această, fiindcă întotdeauna până la această vârstă, fiindcă am avut în jurul meu rude minunate, concetățeni, săteni, colegi de școală, colegi de universitate. Și foarte important, încă o dată, repet, mi-amintesc, poate împreună cu Furtui, cu Acribiceanu Furtui, de marele colectiv unit, cu entuziasm enorm de muncă a Academiei noastre, care cred că are tot potențialul să renască anume în stilul cel
din tinerețea noastră, din tinerețea generației noastre. Și toate acestea, și multe altele, m-au ajutat ca să îmi fac datoria principală, pe care eu am înțeles-o din capul locului, nefiind impus de nimeni, de face principală pentru care sunt născut, menit și am muncit. Să fac știință, să scriu. Această știință, să învăț pe alții să înțeleagă ce înseamnă ecologie, să cer de la colegii mei, de la prietenii mei, de la elevii mei, de la toți care mă încojoară, cinste și onoare și adevăr științific. Nu vreau să vă obosesc. Eu aș zice aici și acum, nu știu dacă o să mai am această ocazie, dar vreau să o am și o să o am, probabil. Să mă ajute Dumnezeu să-mi fac în continuare datoria, împreună cu dumneavoastră. Regret foarte mult, fraților, colegilor, că nu vă văd fețele, nu vă văd ce se face, asta e viața. Vă văd contururile, dar în memorie și în inimă, pe toți și fiecare în parte, vă, întotdeauna eu, să știți că eu, cei ce am mai moștenit, că am vrut să spun, de la tată, mamă, biserică, preoți, colegi, profesori, profesori ruși, în primul rând, vreau să zic, nu sunt naționalist, sălbatic. Sunt naționalist, dar nu sălbatic, este normal. Vă asigur că este normal. Eu nu stimez nenaționaliști. Normal, nu-i stimez. Și vreau să vă mulțumesc pentru acest curaj, poate. Omenie, pentru faptul că, iată, ne-am adunat aici împreună, sărbătorim modest, mulțumesc, a să mă rămân recunoscător cât o să mai trăiesc pe această, în primul rând, noi conducem Academiei și vreau să știți că unii poate ar bănui ceva. Am cunoscut toți președinții Academiei. N-am avut pică pe nimeni. Din contra, i-am respectat, i-am stimat, chiar pe cel care a fost cel mai mult bătut, criticat, alungat, de atâta că a ținut Academia. Împreună cu colegii săi, cu generația mea, cu dumneavoastră și cu cei care vă urma. Să fii sărătos, domnul academician, Duca Iorghi, să fiți dumneavoastră împreună cu noi, cu toți împreună, la anul și la mulți ani. Să trăiți! Vă mulțumim din suflet, domnul academician, pentru această expunere a parcursului vieții dumneavoastră. Este un exemplu de urmat, o personalitate notorie a Academiei de Științe. Este academicianul Teodor Fârdui, pe care îl rugăm să ia cuvântul. Domnia sa a creat școală, prima școală sanocreatologică națională în Moldova și a lucrat mulți, mulți ani cu academicianul Dediu. Domnul academician, vă rugăm. Mulțumate, domnule academician Ion Dediu. Mulțumate, doamnă director. Eu am considerat de bucuria mea astăzi să fiu aici alături de dumneavoastră, fiindcă
astăzi onorăm o personalitate deosebită în dezvoltarea științei autohtone și în renașterea poporului moldovenesc. Eu sunt poate unicul printre dumneavoastră care îl cunosc pe academicianul, eu asta nu fac greșeală, academicianul Dediu, cum a menționat dumnealui, încă din Bălți, apoi la universitate, apoi la institut. La universitate, la aceeași catedră, la același profesor. Da. Adică eu mi s-a creat o opinie adecvată despre activitatea domnului academician, o opinie care eu aș vrea să împărtășesc cu mine. Fiind la universitate, dumnealui cu 2 ani înaintea mea, dar la aceeași catedră, era un student frumos, bine așezat, bine comportare deosebită. S-a evidențiat nu numai prin statutul său fizic, dar și prin dorința de a intra în esența științei care dumnealui dorea să devină ca fiziolog, însă viața a fost așa că după terminare atunci era ceva deosebit ca universitatea să direcționeze foștii săi studenți într-un institut științific. Era o cinste ca să fii trimis să continue activitatea într-un institut științific. Dumnealui a fost trimis în Institutul de Biologie, așa se numea atunci, în cadrul filialei Academiei de Știință a Rusiei. Așa a fost să fie că, pe urmă, și eu am nimerit în împreună, dumnealui, la Catedra de Hidrobiologie, unde șef era directorul Institutului Academician, directorul Institutului și șeful laboratorului academician era Șerenco. Și e clar că Ierășenco a dorit ca să include în elaborările cele realizate dumnealui în hidrobiologie. Vreau să menționez că mi s-a întâmplat în timpul acela împreună cu doctorul Pâzgu, cu doctorul Zelenin, îmblau împreună în expediții. Expedițiile acestea, e clar că au și ceva pozitiv, fiindcă vrei, nu vrei, e consolidat cu cei care împreună petrec timpul. Dumnealui de la bun început s-a consacrat activitatea sa științific cu una din cele mai
răspândite clase de despre zonoșuri. Da, nevertebrate, crustacee, care sunt răspândite în toată lumea, adică o clasă de animale de apă care sunt cunoscute deoarece ele sunt răspândite în toată lumea. Și în apă dulce și sărată. Să începi studiile în acest domeniu, trebuie să ai o încredere deosebită în capacitățile tale intelectuale și fizice, fiindcă de la bun început este clar că unicul aici în țară la noi să concureze cu toți cei care din lume se ocupau cu această clasă de animale de apă. Vreau să subliniez că de la bun început dumnealui am manifestat capacități deosebite. În mare măsură i-a ajutat profesorul Bernstein din Universitatea Lomonosov. Și timp de 3 ani și ceva am pregătit lucrarea de doctor în științe biologice. Așa pot să fie că am apărat lucrările de doctor la unul și, în aceeași zi la unul și același conținut științe biologice. Vreau să aici. Da. Primul asustănut în lui. A fost o persoană foarte vizită în domeniu, Bordohai Boltovskoi. Tăticul dumnealui era, eu stăteam alături, că în primul a susținut ea. E clar că tăticul îmi spune, Doamne, dacă mai trece copilul meu și de aceasta, eu am fiut cel mai fericit părinte. Vreau să spun că a ținut cu succes, deși Mordohai Boltovskoi era o persoană cu cunoștințe foarte profunde, foarte largi, adică e greu să ții pierdut, fiind încă la început de studii, cu așa persoană, dar a susținut cu succes. Apoi a devenit dumnealui director adjunct al Institutului de Zoologie. Eu mai târziu secretar științific, adică împreună. Apoi, dumneavoastră devine secretarul de partid a Academiei, eu președintele Comitetului Sindicatelor Academiei, care trebuia să activeze sub conducerea partidului. Eu, fiind consomolist, educat că adevărul și nu adevărul, necătând la vârstă, nu știu la ce, cam trăgeam într-o parte, știi, nu vroiam să mă atâta prezent fac ce spune partidul. Dar vreau să spun că și atunci erau divergențe între oameni de ființă. Dar domnul Dediu a avut o poziție de susținere a conducerii Academiei, a președintului
Grosu, deși lucra ca adjunctă a secretarului de partid, o persoană așa la suflet răutăcioasă, dacă mai țin minte. Adică era dumnealui supus așa la toată vremea să găsea mărgurile. A trecut vremea. Vreau zic că în 72, când am devenit eu director, Ion Dediu a părăsit institutul și a trecut la universitate. A trecut ca decan și aici o etapă foarte fructuoasă în activitatea dumnealui. În timpul acela, adică prin 72-76, despre ecologie numai ceva se auzea, se spunea. Dumnealui a fost cel care a fondat o catedră interdisciplinară. Interuniversitară. Interuniversitară. Da. Da. Care a început să pregătească studenți în ecologie. Și nu numai. A pregătit de prima dată manuale, compendiu, lucruri foarte, așa, dificile, fiindcă nici dumnealor nu aveau atâtea cunoștințe și, vreau zic, societatea încă nu era atâta pregătită ca să primească acest domeniu. Și totuși, timp cu timp, ecologia a pătruns în diferite ramuri de activitate a societății. Aici vreau să menționez că dumnealui a manifestat capacități de organizator deosebite. A fost cel care a convins Parlamentul să organizeze Departamentul de Ecologie, care pe urmă a devenit minister. Și primul conducător al acestui departament, apoi a ministerului, a fost ultimatul domnul academician. Dumnealui a fost primul care a elaborat strategia de dezvoltare acestei științe la noi în țară și strategia ocrutirii mediului ambient, adică a fost printre primii fondatori. Devenind om de stat, a organizat Institutul de Național de Ecologie și a devenit primul director al acestui institut. Mai pe urmă, după ce a realizat o activitate foarte fructuoasă în dezvoltarea ecologiei în țară, a trecut la activitate științifică. Și vreau să subliniez, ultimați colegi, că de acum obținuse un nivel foarte înalt de cunoștință în acest domeniu.
despre ce poate vorbi susține lucrarea de doctor habilitat în Moscou, în Leningrad, editează în Moscova lucrare consacrată studiilor dumnealui și vreau să menționez că la 70 de ani am fost cel care am studiat toate lucrările dumnealui și am scris împreună cu alți colegi un articol despre activitatea profesorului membru corespondent de el. Și vreau să citesc ultimul abzaț. Ultimul abzaț, unde l-am mai... Cred că asta, da. În 2004, asta a fost, la 70 de ani de la nașterea domnului meu corespondent Dediu, scriam că clepsidra membrului corespondent Dediu se află la începutul unei noi perioade de activitate creativă. Și vreau să menționez că s-a realizat această, să zicem, dorință. În această perioadă, eu aș vrea ca să aduc la cunoștință numai denumirile cărților, ca să conștientizați ce semnificație au aceste lucrări. În 2006, introducerea în ecologie, 340 de pagini. În 2007, biosferologie, 146 de pagini. Tot în 2007, ecologia populațională, 178 de pagini. Tot în 2007, ecologia sistemică, 300 de pagini. Și tot în 2007, tratat de ecologie teoretică, 550 de pagini. Vă închipuiți timp, 2 ani de zile, publică 5 lucrări fundamentale în ecologie. În 2010, editează axiomatica, principiile și legile ecologiei. Denumirea, numai vreți că ce e. Enciclopedie de ecologie, 830 de pagini. Și tot în 2010, tezaurul terminologiei enciclopediei, 280. Și în sfârșit, în 2019, Enciclopedia pe ecologie, 964. O carte deosebită. Am făcut cunoștință că, spre deosebire de mulți alții ai noștri care nu citesc, eu citesc. Și vreau să menționez că în prefața acestei tratat, acestei enciclopedii, dumnealui descrie istoria dezvoltării acestei științe.
începând de la începutul începuturilor până în prezent. Dumnealui nu numai descrie istoria, dar și determină obiectivele principale ale acestei ființe. Domnilor, să-și iei, vreau zic, datoria să scrii, asta rămâne în istorie doar, care vor fi direcțiile prioritare în dezvoltarea acestei ființe, nu este ceva, așa cum să zicem, da. E clar că în această carte, ultima, sunt și unele, nu să zicem așa, neexactități, nu vă supărați. E scris și despre sanocreatologie, asta e știința, despre crearea și menținerea dirijată sănătății. Și acolo, în acest compartiment, au nimerit niște lucrări care n-au nicio atribuție la sanocreatologie. Nu știu cum și s-a întâmplat și vă spun cinstit că nu știu... Valeologia, domnilor, de dat istorie, nu mai este valeologia. Și autorii cei care acolo au considerat să nu introduceți lucrările care au fondat această știință, dar luați și un limit acolo, Valeri Petrovici, nu știu. Da. Într-un cuvânt, în persoana domnului academician Dienu, avem un savant cu literă mare care și-a adus suportul său în fondarea acestei științe în Moldova și nu numai și-a realizat o activitate care a dat posibilitate ca această știință să devină una din cele mai bine dezvoltate la noi în țară. Om de stat, care și-a adus aportul în renașterea țării noastre, în dezvoltarea activității practice de protecție a bunurilor, să zicem, ce ne înconjoară pe noi. Domnule Cădincean, da. Ai trăit o viață frumoasă. Ai făcut tot ce este posibil. Capacitățile dumneavoastră fizice și intelectuale, aveți tot dreptul să mergeți drept fără cârjă. Și dacă v-ați fi adresat la așa numită sanocreatologie, sunt sigur că da. Dacă v-ați adresat, v-ar fi adresat și ați încercat să o însușiți, aveți să mergeți fără băți. Vă doresc! Vă doresc ca, într-adevăr, la 100 de ani, să mai fiți aici împreună cu cei care vă controlează. Ei. Și îmi pare rău, mulțumesc, colegi, că sărbătorim ziua de naștere a unei somități. Și aici, în sală,
sunt numai reprezentanții Institutului dumneavoastră. Da, și Institutul, da, unui și directorul, este unii mei. Da, și Institutul de Fiziologie și Genetică. Ei, mai sunt aici de la universitate, cineva, adică se continuă să aibă loc o nistimă, o neapreciere în ajuns la valoare a oamenilor de știință, care în ultimii 10 sau mai mulți ani se manifestă la noi în țară. Și îmi pare că cam degeaba s-a apelat la președintele Academiei. El a făcut că noi am rămas fără Academie și fără institute. Să trăiți și să vă bucurați de ceea ce ați făcut. Vă mulțumim frumos! Aplauzele dumneavoastră, domnule! Studii, cunoștințe enciclopedice, această personalitate, academicianul Furdui, fondatorul unui noi direcție în știința mondială, crearea și menținerea dirijată a sănătății. Noi vă mulțumim și, ca de obicei, domnul Cărnician Furdui se pregătește minuțios de fiecare dată. Într-o bună zi primeam dările de seamă. Academicianul se pregătea să iasă după ceilalți colegi. Ceilalți ieșeau cu raportul și se uitau la tablă și se încurcau în date. Iese academicianul Delio. Dar zic, de unde e raportul lui? Boris, liniștește-te. El așa de bine cunoaște lucrul, că o să comenteze toate rezultatele astea la cel mai înalt nivel. Așa și-a fost. Așa și-a fost, pentru că atunci, încă o dată, secretar general, fiind Academiei, și m-am convins în cunoștințele profunde, mai mult decât profunde, a acestei personalități. Am ocazia să dea Domnul să nu fie ultima, să zic că dacă Academia, într-un fel serios, a putut să supraviețuiască trecând pe atâtea evenimente nu întotdeauna plăcute, datorită lui Fiodor Furdui, cu care am avut onoarea să lucreze într-adevăr împreună, iată până în prezent. Și vă mulțumesc pentru aprecierile pe care mi le-ați făcut, poate exagerate. Am făcut ce-am putut să fac alții mai mult și mai bine decât mine, așa cum spunea Cicero. Vă mulțumesc, domnul academician Furdui. Onorată asistență, continuăm. O să rog pe doamna director, membru corespondent, Marian, de prezinte raportul pe care l-a pregătit și cu atâta retrăire așteaptă să-i se ofere cuvântul. Vă rog, doamna director, cu toată stima, cu tot respectul. Academiei de Știință, profesor universitar, doctor habilitat, academician a multor academii internaționale, să-i urăm astăzi împreună multă sănătate și noi realizări, fiindcă această personalitate pe care ne-a înzestrat pe noi Bunul Dumnezeu și este la noi în cadrul colectivului nostru,
este și un părinte spiritual, este și un director viager, nu pur și simplu pe hârtie, este un director real, care ne sprijină și este pilonul atât a științei ecologice cât și geografice. Eu nu o să vorbesc foarte mult, dar o să ne spună buchetul nostru, gratitudinea și respectul față de această personalitate notorie. Vreau doar să-mi aduc aminte de cuvintele filozofului Schopenhauer, care încă în secolul trecut spunea că destinul omului în mare măsură este determinat de trei factori. Mama care te aduce pe lume, cel cu care mergi de-a lungul vieții, dar cel mai important este profesorul care te călăuzește de-a lungul vieții. Noi toți am simțit călăuza acestei personalități noturii. El cu adevărat ne-a devenit tată spiritual tuturor colegilor care activăm în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie. Domnul profesor, dacă gândiți că noi pe dumneavoastră vă trimitem la pensie, vă greșiți amarnic. Aici aveți utilajul cu care trebuie să munciți mai de numai un concediu, un concediu sindical. Apoi venim și verificăm uneltele de muncă cum o să le utilizați la justa valoare. V-am pupat, ne mândrim, vă prețuim și dorim să vă avem încă mulți, mulți ani înainte. Să ne trăiți cât tare mult ne trebuiți. La mulți ani! Această negreșeală și această reușită a mea este membru corespondent Maria Maricica Nedeaucă, Cipotaru Nedeaucă. Am găsit că ea a reușit să readune înapoi colectivul. Și cel mai important, salveze nu numai institutul pe care unii, poate chiar multișori, au vrut ca el să dispară. Noi împreună cu doamna academiciană Maria Nedeaucov n-am permis, fiind susținuți în primul rând și în primul rând îmi pare rău că este absent datorită actualul președinte Lacăneanu. El foarte serios, fiind foarte departe de ecologie și biologie în genere, dar fiindcă și el, ca și mine, ca și majoritatea generației mele, a fost coleg, prieten și combatant împreună cu profesorul său, care a fondat și el o mare instituție care a fost Râveuțan. Dumnezeu să-l ierte că a făcut mare opere de mare folos pentru întreaga noastră națiune. Să trăiți! Deci, la noi cadourile continuă. Aceasta este o lucrare, o culegere de articole dedicată dumneavoastră. Deci, cu
culegerile, practic, sunt axate pe cele probleme pe care dumneavoastră, de-a lungul anilor, le-ați înaintat, cu chipzuință le-ați realizat și noi continuăm în măsura posibilităților ca să realizăm studiile pe care dumneavoastră le-ați înaintat cândva. Deci este o lucrare cu dedicație, poftim, impactul antropic asupra calității mediului. Și astăzi, dacă o să mai dispunem de timp, noi, fiecare șef de laborator, ne vom exprima gratitudinea față de dumneavoastră cu o mică prezentare a unor probleme pe care noi ne vom îndrăzneala să le dezvoltăm mai departe, grație conceptului de cândva pus de dumneavoastră. Vă mulțumim mult și vă permitem să vă așezați de sărță. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această lucrare care, iată că de vie și poate în vie o tradiție frumoasă. De a ne cinsti, de a ne susține, de a ne prețuni reciproc, decent și omenește. Cei ce ar însemna și un exemplu pentru întregul nostru neam, care nu este chiar etnic la în altă pățire, mai mult ar putea să facă invers. Dar Dumnezeu să ne ierte pe toți. Vă mulțumesc! La Rada Asistență, îmi permiteți, vă rog, să avansăm în agenda noastră. Eu aș ruga, multe aș ruga doamnul ministru să ne spună câteva cuvinte, cea care ne-a susținut toată vremea. Sunt mari procurari care am retrăit, am pledat, am înaintat demersuri și am fost susținuți. În activitatea noastră, multe la perioadă, a Academiei. Bună ziua, domnul vicepreședinte al Academiei, domnul a prezentat nu prea pompos. Astăzi vreau să-mi exprim gratitudinea pentru dumneavoastră, cei din sală, care reprezentați comunitatea științifică din Republica Moldova și ne onorați cu prezența aici, omagind o aniversare frumoasă, un jubileu, vârsta de 85 de ani a lui Ion Dediu, care este savant, recunoscut în toată lumea și apreciat. Este un organizator foarte bun în viața socială, științifică și politică. Este un tată extraordinar. Este un stâlp al națiunii, pot să zic. Și un patriarh care are întotdeauna ce spune la diferite probleme diverse cu care se confruntă societatea noastră, lumea, întreagă viața socială, viața politică, viața de pe planetă a tuturor ființelor vii. Mă bucur să-l am ca părinte. Mă bucur că în fiecare zi pot să îi spun bună dimineața, că am cui cere sfaturi, că întotdeauna are ce spune, că întotdeauna mă menține pe drumul cel drept al curajului, al credinței și a dragostei de viață. Mă bucur de asemenea și pentru faptul că noi, cetățenii Republicii Moldova sau Basarabiei sau acestei părți a României sau a Republicii Moldova independente, fiecare
apreciază după cum este simțirea, educația și informația pe care o deține. Ar trebui să ne bucurăm că se nasc și printre noi personalități valoroase pe care noi, fiind aproape de domnia sa, poate că nu știm să-i dăm aprecierea totală și bine meritată. Oricum sunt stâlpi printre cei născuți din neamul nostru, care sunt ca un far ce strălucește undeva în mare, în ocean, și dacă e să-l urmărim sau dacă e să ne aruncăm privirea din când în când spre această lumină, să știm că niciodată nu vom greși. Această lumină ne va scoate spre un mal, spre un adevăr pe care noi încă nu am ajuns să-l înțelegem și să-l cunoaștem, dar cu siguranță, așa cum Academia de Științe, acest for înalt științific din Republica Moldova, după cum a spus și domnul Ion Dedeu, a reușit să supraviețuiască prin toate încercările și schimbările care au loc. Dumneavoastră, iată, sunteți martori că știința își va ocupa, bineînțeles, locul său bine meritat. Iar noi o să depășim această perioadă de criză, de haos, de confruntări și o să știm să, împreună cu dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră, să reașezăm la locul lor valorile care întotdeauna au menținut o persoană, o personalitate, o națiune, un stat, un pământ întreg. Este credința, este dragostea, este bunătatea, este lumina și este truda de zi cu zi, care neapărat va aduce roade bogate. Vă mulțumesc tare mult și la mulți ani dumneavoastră tuturor, să avem ocazia să ne mai întâlnim la diverse conferințe științifice pe teme atât de interesante care, într-un cuvânt, se numește viața. Avem în sală un prieten mare, domn Dediu. Prezint Dediu. Nu scrie dumneata astăzi, domnule general, fără o alocăție. Vă rog. Mulțumesc, domnule academician. Mă simt onorat astăzi să fiu alături de ruda mea, care mi-a fost permanent în viață un, așa să spun, un luceafăr la care mă orientam. Și necătând la vârsta care era între noi, nu tare mare, dar deosebit de impunătoare, fiindcă atunci când eu am absolvit școala medie, el a fost acel care m-a determinat să continuu studiile, m-a dat sfaturi și pe toată viața cât am activat, am avut deosebită plăcere să mă consult cu el, să mă apreciez mișcările, activitatea, viziunile și nu numai. Știți, veșnic am fost frapat de faptul că ruda mea, domnul academician, fiind un bun specialist în domeniul său, mai cunoștea și bine istoria. Posedă un limbaj extraordinar care eu cu timpul încerc să-l ajung, dar nu reușesc. Mă bucur foarte mult de faptul că în viața mea a fost așa persoană și vreau să-l felicit și vă felicit, domnul academician, cu rezultatele care le-a obținut. Știu că azi, chiar vorbind la prima oră, a spus că ați făcut multe, mai aveți de făcut, dar sunteți împlinit cu sufletul că ați făcut multe lucruri.
Are o familie extraordinară, două fete și un băiat. Fetele, vedeți, ambele sunt bine, educate. Băiatul este în activitate. Nu e aici, nu-l văd. Nu. Cred că în activitate este. Ce să mai spun? Aș vrea să spun că domnul academician este un patriot al neamului. Și însăși poziția lui de viață ne-a făcut să avem ce avem astăzi în societate. Ca să degajăm puțin atmosfera asta de așa încărcată, aș spune că este și un organizator bun, cum s-a menționat și domnul Furdui a menționat că este bun organizator, însă și în viața de toate zilele astăzi vorbim de domnul academician. Deci, în sat, toate rudele, chiar și consătenii, doreau să vorbească cu el când vinea în sat. Nu reușea să ajungă de la șosea, de la autobuz până acasă. Trebuia să meargă mai multe ore, fiecare ieșea în prag să saluta. Și ca rude, noi doream să-l vedem mai des, să auzim vorbe bune, să discutăm. Așa e, ca în familie. Și iată, îmi amintesc așa un caz, cred că domnul academician își amintește tot, este ruda noastră, o nepoată de la a lui Nașu Gavril, cum îi spuneam noi, Luxița. Și ea construia casă. Aici l-au invitat, hai să ne ajuți la casă. Păi el stă, zice, bine, vin, vă ajut, numai decât. Ei, și-a venit, evident, nu, ce putea să ajute, clac, adică. Și el zice, bine, uite, tu, Aurel, te ocupi de asta, tu te ocupi de asta, tu te ocupi de asta. Dar eu am cușvin, acușvin. Și noi, jet, jumătate de oră, noi când să ne uităm, dar el cu Luxița stă de vorbă, povestește ceva. Și apoi vine, ați făcut sau nu? Deci, e interesant, e hazliu, dar așa a fost el. Clar că a lucrat și el la fizic, dar ca organizator s-a manifestat în gest. Domnul academician. Da. Vă rog, nu vă sculați, că nu mă sunt bine. Nu, asta e altceva. Eu sunt din alt domeniu și... Eu vreau să vă urez acum sănătate, în primul rând. Să duceți povara vieții care o aveți mulți ani înainte și toate lucrările care le-ați realizat, în special după 2000 încoace, eu cred că sunt niște realizări bine gândite, consistente, care au apărut de acum pe parcursul vieții. Au apărut după multe meditații, după multe experiențe. Și vă doresc să mai aveți publicații, să mai aveți niște deducții interesante în viață pentru a continua deci, știința și a avansa mai departe. Și mai să nu uit un lucru, am vrut să vă felicit cu faptul că aveți urmași. Urmași care vă urmează în biologie. Nepotul. Trei nepoții. Și cred că astăzi, pentru prima dată, s-au văzut? Da. Piciorul meu, jurist, acum lucrează într-o instituție care apără ecologic planeta. Și participă la diferite conferințe. El, ca jurist, încearcă să demonstreze și să convingă politicienii și industriași să adopte legile și să fie respectate toate legile adoptate la nivel mondial pentru a proteja planeta din punct de vedere ecologic. Eu cred că dumneavoastră o să puteți să-i dați un sfat în acest domeniu
și în prima ocazie când apare, nu mai decât. O să fac o onoare și simți. Încă o dată, la mulți ani, sănătate, mă bucur că suntem împreună și vă doresc mulți ani înainte. Să-mi cer scuze, că așa mi s-a făcut mie impresia. Eu am venit aici cu gașca mea familiară, care văd că cam exagerează în laude. Nu vă deranjați, că degrabă vin savanții. Da, dar eu mă mândresc că m-am născut într-un sat extraordinar de frumos, serios, într-o familie foarte serioasă, tradiționale, care cu nimic așa deosebit nu se deosebește de celelalte familii basarabene, de români, dar familia Dediu ceva a însemnat și încă va însemna. Și vreau să vă spun că eu mă mândesc cu faptul că în satul meu a dat doi nașteri, la doi generali adevărați, Dombrovski și el pe Dediu Valentin, care, apropo, Dediu Valentin este și chimist ca specialitate, că are, având studii și universitate. Dacă vi s-a părut și vi se pare exagerare din partea familiei mele, eu aș ruga să se oprească în laude, fiindcă mie, într-adevăr, laudele nu-mi plac. Nu, eu nu joc cu cuvintele. Și dacă am și eu un hobby, da, fiecare om normal, eu mă consider într-un fel om normal, am un hobby. Să nu deranjez pe nimeni din oameni. Pe mine cel mai mă zgârie în suflet și în inimă când eu pe cineva sunt. Deranjez. Așa sunt și eu, ce să fac. Fiecare cu lui. Vă mulțumesc! Domnul profesor, eu vă rog frumos, ne-a onorat acest neobosit coleg recent cu lucrări frumoase de Bavaria, vă rog frumos. Stimate dascăl, permiteți-mi să vă adresez 4-5 fraze, nu mai mult, fiindcă sunt foarte mulți doritori astăzi de a vorbi. De aceea am să încep cu axioma că esența vieții constă în continuitatea neamului. Și atunci mă întreb și vă întreb de ce astăzi, în această sală frumoasă, nu este și ministrul mediului care ar face o continuitate la acele lucruri pe care le-a început un patriarh al științei noastre, academicianul Ion Dediu. Ori în Republica Moldova, miniștrii vin și se duc. Poftim? Aveți dreptate, domn academician. Întotdeauna am considerat că în Republica Moldova se întâmplă lucruri ciudate și atât timp cât ele nu vor fi ordonate, atât timp cât în capul mesei nu va fi dreptatea, echitatea socială, știința ca mijloc de cunoaștere a realității, noi vom avea încă mult de suferit. Ori astăzi, mie nu-mi vine să cred, absolut nu-mi vine să cred, că dacă nu sunt personalități, anume personalități, la cârma țării, a societății, Moldova noastră este într-un prag al copilăriei, care încă avem mult, mult, mult din blat prin acest semi-întuneric, această semi-umbră, care probabil este cea mai periculoasă, fiindcă lumina este lumină și întunericul este lumină, dar faza aceasta de semi-umbră, de neclaritate, și acum trecem la lucruri frumoase, la lucruri de lumină. Mă aflu între patriarhul meu, academicianul Ion Dediu, și între prima mea discipolă, Maria Nedealcov, cât n-ar părea de straniu. Este una din primele mele studente și mă mândresc astăzi că eu, fiind director, după aceea mai trecut Petru Cuza, ea este director, din acest punct de vedere, continuitatea neamului merge după făgașul ei normal. În 84 am avut fericita ocazie de a-l cunoaște pe
academicianul Ion Dediu. Primul lucru care el a făcut, eu eram cu Vasile Buzdugan la doctorantură în Universitatea de Stat, primul lucru care el a făcut, a zis, mai băieți, duceți-vă, vă rog, la librăria de pe Pușkin, cum se numește, vis-a-vis de ambasada română. Era unică acolo. Nu, acum, dar atunci se numea altfel. Știința. Și cumpărați o carte, noi nu avem bani pentru așa carte, se numește Bălșoi Biologicescii Enciclopedicescii Slovari, de culoare verde, de o grosime impunătoare. L-am cumpărat, că n-avem ce face. Și cumpărându-l am înțeles că lucrurile care sunt scrise cu adevărat din punct de vedere științific, și de acolo practic a început cultura mea ecologică. Finalizez cu faptul că în lucrarea care este un omagiu adus academicianului Ion Dediu, am un articol pe care am ținut foarte mult să nu-l tipăresc nicăieri, fiindcă aveam de dat o datorie. Și acest articol este rezultatul cercetărilor mele, care are o denumire puțin cam negioabă, aș spune în ghilimele, se numește Etologia Ecologico-Evolutivă. Trei cuvinte bizare, greu de înțeles, dar este o sinteză. De la dumneavoastră am învățat. Și acolo două puncte se specifică că este o sinteză sintetică a principiilor ecologice, etologice și evolutive asupra obiectului meu de studiu, amfibienii. Mă mândresc că am avut această posibilitate, că am fost școlit și am trăit la umbra domnului academician și am mai realizat o datorie pe care el de fiecare dată, printre altele, apropo, mă punea numai la lucru. Deci, băi, toadere, tu, ia că ești profesor universitar, te mândrești, altă, dar ce nu ești doctor habilitat? Zic, nu-mi trebuie. Cum vrei, nu-ți trebuie? Păi bine, dar am obținut postul de profesor, ce mai vreți la mine? No, 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 dragul meu, ești apucă și pe teza de doctor habilitat. În care asta era undeva luna aprilie, am promis că toamna o să țin teza de doctor habilitat. El s-a zâmbit așa puțin, dar mă rog. La 10 octombrie a fost susținută teza de doctor habilitat, fapt pentru care eu îi mulțumesc foarte, foarte mult bunului meu discipol. Eu îți mulțumesc. Nu știu, nu știu. Și termin cu următoarea frază. Nu este zi, ultimele cel puțin 2-3 luni de zile, ca domnul academician să mă sune, dar nu mă deranjează. Că eu mă scol în picioare, zic, domnul academician, la apel. Asta e unica frază ce o pot spune, că după aceea urmează un monolog cu învățăminte. Dacă dumneavoastră la vârsta de 85 de ani sunteți capabili să terorizați în sensul bun al cuvântului cu monologuri, cu povețe, oamenii, să știți că o să ne mai trăiți încă mulți, mulți ani. La mulți ani, domnul academician. Mulțumim frumos, mulțumim, mulțumim. Este prezentă. Acum vreți la scanul mai în trei. Noi suntem doi, a trei, trebuie sau nu sunt. Bravo! Câteva cuvinte, doamnei Otilia Dediu. Vă rog frumos, stimată doamnă, vă rog frumos, fiți atenți, da, vă rog, la microfon, vă rog. Poet, a venit de la București. Ia vă rog să ascultați atent. Otilia Dediu. Să particip la această frumoasă sărbătoare. Sunt fiica domnului Ion Dediu. Cea mică. Vă cunosc și mă bucur că sunteți aici. Mă bucur pentru toți cei care sunt aici. Și cred eu că sunt foarte multe persoane în sală. Pentru că nu contează la urma urmei cantitatea, ci calitatea, nu? Mă ales tuturor vorbelor frumoase spuse aici,
Vă mulțumesc că sunteți aici împreună cu noi. Și ei e artistă extraordinară. Asta nu sunt și o poezie. Nu, nu o poezie. Este o scrivire. Este. Mai a rămas cu opinii foarte înaltă despre aplicarea. Mulțumesc frumos. În drumul meu spre casă, de acasă acasă, din București, în Chișinău, am scris o poezie pe care vreau să o citesc. Se numește Tata. Pentru tatăl meu Ion. În rădăcini stă puterea vieții, în cei ce ne-au născut și ne-au crescut. Căci fără ei n-ar exista puieții, ce ramuri noi vor fi sfințind al țării lui. Un tată are fiecare și unul e în ceruri, dar e un dor, același dor de nedescris, din depărtări venind sau de alături, să fie fericiți. Avem un singur vis, de a-și spune că iubesc, n-aș zice multe. De-aș tăcea, cred că ar fi nedrept. Și atunci mă rog, vorbesc în gând, să asculte un licurici, o frunză și inima din piept. Să nu lungesc, mai pune-i o închinare în fața lui, ca în fața celui sfânt. De bucuria soarelui, ce iar și iar apare să vii de el cândva în primul meu cuvânt. Și mulțumindu-i cerului că l-am ca tată, atât de bun, de sincer și înțelept, nu vreau nimic decât să fie în viață. Ai mulți spre a făptui, a scrie și a fi drept. M-ai născut. Eu încă o dată îmi cer scuze cu această exagerare familiară, dediu. Dar ce să-i faci? Așa, și eu greșesc. Dar mă bucur și sunt fericit că în afară de cărți, dragoste, greșeli, am făcut și un poet, un dramaturg, un artist. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambele fiice și să nu vă sperați că ele au ieșit aici aproape involuntar. Vă mulțumesc, fetelor! Vă mulțumesc! Bună dată, asistență! Cu aceasta, alocațiunile, felicitările, luările de cuvânt, în adresa majiatului, o clipă, se apropie de sfârșit. Eu propun, afară e o perioadă, e un timp extraordinar de greu. Și pentru noi, dar mai ales pentru oamenii în vârstă. De atâta, cu omagiatul, am ajuns la concluzie. Să dăm doar 7 minute fiecărui coleg din laborator pentru prezentarea lucrării. Îmi permiteți după 7 minute să stâng lumina în sală. Așa, nu se văd eu cum o să știți. Așa, așa m-au rugat, vă rog frumos. Imediat după aceasta o să mai rugăm să continuăm elogiile în adresa academicianului onoratului nostru jubiliar, ca după aceea să vă invităm la coffee break pe toți liniștiți, calm, în sala de cină. Doamna director, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent a Academiei de Știință a Moldovei, directorul Institutului de Ecologie și Geografie, doamna
Maria Nedelcov, cu comunicarea. Schimbările climatice regionale, o adevărată amenințare la adresa dezvoltării durabile. Vă rog frumos, onorată asistență, să ne conducem de acel regulament pe care noi l-am aprobat acum, recent. Vă rog frumos, poftiți. Vă rog frumos, Onorată audiență, după cum ați înțeles, conform scenariului, urmează copiii spirituale a dumneavoastră. Până acum am luat cuvântul copiii biologici, acum încep copiii spirituale. Așa că eu, cu toată îndrăzneala, tot mă consider că sunt o fică spirituală a dumneavoastră. Numai vă rog foarte mult că nu cine răspunde de treaba asta până mai vorbesc eu. Spuneți-i domnului să vină, că nu lucrează. Hai, Puguța. Deci, de ce anume schimbările climatice regionale o adevărată amenințare la adresa dezvoltării durabile? Din mai multe motive. Din motivul că trăim într-o regiune unde se atestă un ritm destul de accelerat al schimbărilor climatice. 2. Trăim într-o țară unde sectorul agrar rămâne a fi sectorul de bază a economiei naționale și care este o ramură a economiei naționale foarte dependentă de condițiile de vreme și de climă. 3. În ultimul moment se atestă, în ultimele decenii se atestă o intensificare a riscurilor, mai ales în speță cu caracter meteoclimatic, care ne pune, ne dă la bătăi întreaga noastră activitate umană. Doar ploaia din 18 iunie, pe timp de 20 de minute, a condus cu sine la pagube materiale de 10.000 de lei estimate preventiv. Dar nu în ultimul moment aș vrea să menționez că avem o datorie extraordinară sacră față de profesorul nostru universitar, față de membru corespondent, față de directorul nostru viager, și acea personalitate care a ratificat cele 3 convenții de la Rio de Janeiro, schimbări climatice. În perioada 4-11 iunie 1992 la Rio de Janeiro, Brazilia. Deci, acele 3 convenții de mediu care, propriu zis, sunt responsabile de asigurarea dezvoltării durabile pe planetă. Deci, aici este domnul director viager, domnul membru corespondent, în timpul ratificării acestor 3 convenții. Deci sunt în fruntea unei instituții care are obiecte de studiu bine determinate și care este o instituție responsabilă de realizarea convenției, combaterea deșertificării, conservarea biodiversității și convenția privind schimbările climatice. În contextul realizării cercetărilor cu caracter climatic, dar mai ales la compartimentul schimbării climatice, nu putem astăzi, că este lucrul ăsta în vogă, să ne dăm cu toții specialiști, ori să încercăm să facem lucrul ăsta, fiindcă este o știință destul de complicată, responsabilă de cel mai dinamic component natural, cum ar fi atmosfera. Toate procesele fizice care decurg în atmosferă, ele trebuie să fie precautate ca suma a 3 componente și schimbările climatice inclusiv. Trendul, tendința, asta ne arată doar direcția de manifestare fenomenului. Trebuie să evidențiem componenta ciclică, dar și aleatorie. Doar numai ca suma celor 3 componente putem vorbi de schimbări climatice. Doar numai în baza unei metodologii și a unei baze informaționale multivariate, cu softuri diversificate, care ar putea asigura o analiză temporală și spațială a datelor, putem vorbi de schimbări climatice. De ce? Din motive că
ritmul este foarte accelerat, iar noi suntem până când incapabili ca să ne putem adapta către aceste schimbări. Cum să ne adaptăm către aceste schimbări dacă nu știm cât, cum, cu cât se schimbă, care este perioada de revenire a fenomenelor, este un anumit interval de timp. Toate aceste întrebări trebuie să aibă un suport informațional, veridic și foarte complex. Dacă privim aici, avem în aspect global, în aspect național și în aspect regional, observăm că Republica Moldova, fiind situată în sud-estul Europei, atestă sau se caracterizează prin același ritm destul de accelerat și în plan, dacă am luat să comparăm cu în aspect global, deci aici, în arealul acesta, schimbările climatice au loc de 2 ori și jumătate mai rapid. Într-o țară unde ponderea mare a agriculturii încă persistă, lucrul acesta este foarte și foarte important ca să se cunoască. Iată aici avem o hartă care, prima hartă, o hartă care a fost ultimului deceniu a secolului trecut, care ne spunea o încălzire și o permutare a sumelor temperaturilor active, indicator a resurselor de căldură, ca să vedem că prima linie verde este deja mai sus de Cornești, Bravice. Atunci când vorbeam în 2000 de lucrul ăsta, mă gândeam că poate vorbesc prea nu știu cum, dar cu părere de rău atestăm că deja acele simulări care au fost efectuate 2 decenii în urmă, astăzi s-au realizat. Lucru de care trebuie să ținem cont atât în cercetare, dar cât și la luarea diverselor decizii cu caracter aplicativ. Se schimbă clima și noi continuăm să o evidențiem prin diferite proiecții climatice, proiecții care se realizează la nivel internațional și noi le regionalizăm pentru a ne putea adapta viitorul apropiat. Mult stimate, domnule academician, ne-a luat îndrăzneala cu, și ne-am pregătit din iarnă. În perioada aceasta am elaborat indici noi climatici, cum ar fi indicele periculozității exceselor pluviometrice, care are o comparare și o compatibilitate perfectă cu indicele Fournier, care denotă așa numită eroziivitate climatică. Ne-au luat îndrăzneala să elaborăm și un indice a variabilității termice, care s-ar compune din să zicem așa, 2 subcategorii și care foarte bine ne arată variabilitatea climatică în aspect național, dar și în aspect local, ceea ce considerăm că acești indici probabil vor avea sorți de izbândă în utilizare și peste hotare. Suntem destul de responsabili pentru a putea răspunde conform teoriei valorilor extreme, care ar fi probabilitatea ca un fenomen extrem să nu fie depășit într-un an valoarea acestui fenomen extrem, care să fie depășit și care să fie perioada de revenire a acestuia. Numai puțin suntem preocupați de impactul schimbărilor climatice asupra diverselor sectoare, să zicem. Aici avem niște simulări climatice care ne-ar scoate în evidență impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol, în speț asupra randamentului grâului de toamnă și a porumbului. Avem rezultate privind evidențierea impactului aridității climei actuale asupra sectorului forestier din țară. Avem evidențiate anumite particularități de interdependență între calitatea apei și aridizarea climei la momentul actual și multe o serie de implementări și lucrări care denotă că nu stăm pe loc. Mult stimate domnule academician, atât în aspect teoretic, dar și practic, deci am luat parte la elaborarea diferitor scenarii climatice și asigurării securității alimentare în estul Europei, dar și
am avut ocazia ca să îi incorporăm la nivel de raion administrativ un compartiment impactul schimbărilor climatice sau clima viitoare în raioanele administrative luate ca cheie pentru a asigura o dezvoltare durabilă la nivel de raion administrativ. Noi cu dumneavoastră suntem tineri și neliniștiți. Așa este. Iubim nespus acest pământ. Am venit pe lume vara, atunci când totul este în plină creștere, când natura spune tuturor, iubiți-ne, iubește-mă, omule, fiindcă o să mă iubești, o să trăiești și tu, o să existi. Deci, acea problemă care vine pentru realizarea Convenției Schimbări Climatice, noi împreună cu dumneavoastră, mult stimate domnule academician, mai avem încă foarte și foarte multe de făcut, de realizat. Așa că noi vă dăm concediu doar o lună, doar o lună, apoi mulțumesc pornim la muncă. Vă mulțumesc mult și încerc scuze dacă am luat. Vă mulțumim, doamna academician, doamna director. Colegul meu, doctorul conferențiar Vasile Stigărescu, impactul accidentului de la CIAE, Cernobâl, asupra teritoriului Republicii Moldova. Starea radiologică actuală. Onorată asistență, o comunicare de importanță extraordinară, vitală pentru țara noastră, pentru regiunea aceasta. Сергей Николаевич, давайте, пожалуйста, сюда. Что-то у нас не подчиняется из команд компьютера. Пожалуйста. Vă rog, începeți, vă rog, expune 7 minute. După cum cunoașteți, radioactivitatea este un fenomen natural. Ea există pretutindeni în natură și aproximativ 2/3 din radiația la care suntem expuși provine din spațiu sau din sol. Cealaltă treime a radiației pe care o primim provine din tehnicile de radiologie medicală. Sub 1% din radiația totală la care suntem expuși este de origine artificială, nemedicală și provine de la industria nucleară, civilă sau militară. Cercetările în domeniul radioecologiei au luat amploare la începutul dezvoltării energetice și nucleare. Este cunoscut faptul că în rezultatul utilizării energiei Că în rezultatul utilizării energiei nucleare au avut loc deversări ale radionuclizelor artificiale în biosferă, inclusiv și în sfera agricolă, unde au avut loc și au și în prezent mărirea vitezei de transport a radionuclizelor naturale. Natural superficial în lantul de migrare a sistemului sol, plante, animale, om. Aceste cercetări devin deosebit de actuale și în cazuri accidentale, ca exemplu, poate servi accidentul de la Cernobâl. Acest caz nefericit al tehnologiilor electronucleare a avut un impact esențial asupra mediului înconjurător în bazinul hidrografic al Mării Negre, inclusiv și asupra stării radioecologice din Republica Moldova. Dimensionat că fondul radiologic Gamma, pe parcursul lunii mai a anului 86, a variat de la 60 până la 430 microrentgeni pe oră. Nivelul fondului Gamma pe unele sectoare agricole în primele zile acestei luni au construit până la 1000 de microrentgeni pe oră. Conform datelor studiului radiologic al terenurilor agricole efectuate în anii 86-88 de către Centrul Republican de Pedologie Aplicată, precum și a reperierei topografice terestre a fotografiei aeriene efectuate de Agenția pentru Geologie a Republicii Moldova în anii 91-92, teritoriul Republicii era considerat ca slab poluat, însă se întâlneau și sectoare cu depuneri locale cu densitatea de poluare a C137 și strontiu-90 foarte înaltă, până la 0,3-4,5 curie pe kilometru pătrat. Lucrarea de față își propune drept scop evaluarea nivelului fondului radiologic gamma extern și a conținutului radionuclidului antropogen CZ137 în zonele intens poluate de pe teritoriul Republicii Moldova, drept consecință a accidentului de la centrala Cernobâl.
obiectele de studii, zonele intens poluate, care cuprind raionul Soroca, raionul Drochea și raionul Călăraș. Cercetările au fost efectuate în cadrul unui proiect din cadrul proiectului FP7, Blăxia Anet. Materialele și metodele noastre le dau citire. Au fost efectuate măsurări cu ajutorul radiometrului geologic SRP68 în ecosistemele naturale, cât și în cele agricole. Analiza probelor a fost efectuată în cadrul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Holubeli la Măgurele. De radiologie al Centrului Republican de Pedologie Aplicată. 37. Moldova, conform atlasului IAC, în zona din nord, cu roșu, este indicat nivelul sporit. Pentru evaluarea gradului de contaminare a teritoriul Republicii Moldova după 30 de ani de la accidentul Cernobâl au fost licitate hărțile de la AGOM. Harta ne demonstrează că cu nivelul de doză 20-25 era cuprinsă 61 din suprafața teritoriului Republicii. CZ-137 putem vedea că nivelul de contaminare de 66,3% era mai mic de 0,1 curie pe kilometru pătrat. A fost creată baza de date care cuprinde pentru gamma, radiația gamma externă 909 areale, iar pentru densitatea poluării cu CZ-137 984 de areale. Conform datelor aerogama filmării din 91, au fost remarcate mai multe zone cu poluare sporită. Unul din aceste zone este raionul Soroca. În fața dumneavoastră este harta cu zonele, punctele de preluare a probelor. Se observă că nivelul fondului radiologic gamma variat în limitele de la 10,5 până la 31 microrentgen pe oră. De remarcat că în zona localităților Liviez și Valea, valorile debitului de doză gamma au depășit 25 de microrentgen pe oră, ajungând până la 31, față de 35 cât era în 1991. Concentrații maxime de CZ-137, 363 becquerel pe kilogram, au fost relevate în ecosistemele naturale din satul Valea, satul Oclanda și Cremenciuc. Dimensionat că în ecosistemele naturale, concentrații sporite au fost remarcate în stratele superioare ale solului, iar în cele agricole, conținutul de ceziu era repartizat uniform în stratul arabil. Putem vedea deosebirile dintre ecosistemele naturale și cele agricole. În cele naturale, în stratul 0,10, iar cele agricole uniform în stratul arabil 0,30 cm. Un sector intens poluat, dar într-un grad mai mic, este zona care cuprinde satul Sofia din raionul Drochea, care tot a fost identificat în 1991. Nivelul fondului radiologic este cuprins în limitele 19,5 până la 23,95. Concentrația radionuclidului de ceziu în probele de sol a relevat cantități sporite de ceziu în ecosistemele naturale. Astfel, concentrația CZ-137 în stratul de sol 0,10 cm pe imașul satului constituie 194 de becquerel pe kilogram în scădere până la 54,7 în stratul 20-30. Aerogama filmare efectuată în 91 a relevat și un sector poluat în regiunea de centru și se află în satul Sadova din raionul Călăraș. Măsurările debitului dozei gamma externe efectuate de noi în anul 2012 au relevat valori din limitele 14,5-19,8 și au reflectat în general caracterul culorii măsurate în 91. Analiza radiospectrometrică a solului a relevat concentrații comparativ sporite de CZ-137. La fel s-a observat fenomenul distinct de acumulare a CZ-ului în straturile superioare ale solului. Acest fenomen este datorat probabil conținutului sporit de humus în stratul 0,5 cm. În cele agricole ecosisteme abandonate, ceziul migrează pe verticală sau orizontală în grosimea stratului de sol în raport cu tipul de sol și forma de relief. Drept concluzie, putem spune că studiile efectuate pe parcursul anilor 12-13 au permis, după
la perioada dată după 27 ani de la impactul Cernobâl, de a stabili nivelul debitului de doză gamma exter, precum și conținutul radionuclidului Cezius-137. A fost remarcat faptul diminuirii nivelului debitului de doză, precum și conținutul acestui element în funcție de timp, tip de sol și formă de relief. Au fost stabilite fenomene de acumulare a radionucleului Cezius-137 în straturile superioare în ecosistemele naturale, precum și migrarea lui în profunzime în cele naturale, cât și cele agricole. Luând în considerație faptul informațiilor contradictorii din literatura de specialitate privind gradul și suprafața contaminată, drept rezultat al accidentului de Cernobâl, considerăm necesar de a extinde cercetările de acest tip pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În final, aș vrea să-i mulțumesc domnului academician Ion Debiu pentru susținerea. Mă consider un discipul al dumnealui și sunt mândru din lucrul acesta. Bravo! Vă doresc multă, multă sănătate. Mulțumesc! Eu vă rog să luați exemplu următorii vorbitori. Bravo, domnul profesor Stăgărescu, prietenul meu și colegul meu. 7 minute următorilor. Doctor habilitat, conferențiar, șef de laborator, Constantin Bulmaga. Evaluarea impactului ecosistemului urban asupra mediului în regiune de dezvoltare economică centru. Vă rog frumos, fără introducere și fără partea metodologică. Onorată asistență, doar aceste comunicări sunt în, în cuprinsul culegerii jubiliare și noi putem să accesăm aceste materiale în orice timp. Vă rog frumos, doar esența rezultatelor obținute cu impactul respectiv. Eu vroiam să subliniez și importanța pe care Institutul, în frunte cu doamna academician Nedeaucov, realizează împreună, în colaborare cu Institutul de Horticultură, pe care l-am pe vremuri, Institutul Național al Vinului și Vinului, l-am condus timp de 11 ani. Noi acum, eu mă refer la lucrarea domniei sale cu profesorul Mihail Rapcea, noi ne conducem zilnic la proiectarea livezilor și viilor de aceste cercetări atât de importante pentru agricultura Republicii Noi. Vă mulțumim. Poftim, domnul profesor? Poftim, vă rog, în microfon. 7 minute. Stimați membri, onorată asistență, eu vreau să prezint un raport care este închinat jubileului academicianului Ion Dediu și vreau să menționez că aceste cercetări se efectuează grație faptului și insistenței domnului academician în rezultatul propunerii dumnealui pentru cercetările în ecosistemele urbane. Proiectul se numește Studiul impactului antropic a ecosistemului urban din regiunea dezvoltare economic centru în scop protejării potențial natural pentru asigurarea dezvoltării durabile. Aici sunt prezentate adică obiectivele, mai multe obiective. Eu nu o să mă opresc la dânsele, că ele sunt foarte multe, pur și simplu mă opresc la punctele de cercetare, sunt indicate în aceste puncte de cercetare, desigur, optim. Da, sunt indicate, adică punctele, sunt punctele care sunt supuse celui mai mare impact din ecosistemele urbane. Așa, aici este prezentată, adică avem schema cercetării privind colectării probelor de apă. În rezultatul acestor cercetări vrem să menționăm următoarele, că rezultatul gestionării deșeurilor, adică gestionarea deșeurilor are o importanță foarte mare, deoarece asta reprezintă o sursă foarte mare de impact asupra tuturor componentelor din mediu. Pe parcursul a mai multor ani, noi vedem schimbarea în dinamica cantității deșeurilor în raioane cercetate, și după cum vedem, cea mai mare cantitate de deșeuri sunt în raionul Orchei. Acest fapt se explică prin faptul că aici are loc o activitate industrială care produce o cantitate industrială de extragere a materialelor naturale de producere a pietrei.
cercetările privind caracteristica probelor de apă din râul Răut și afluențul lui indică la următoarele, că în mai multe locuri, după unii indici, anul 2, anul 3 și anul 4, vedem în mai multe locuri, adică sunt depășiri a normelor care sunt asigurate pentru aceste bazine. Studiul privind concentrația metalelor grele în probele de apă prelevate, de asemenea, indică depășirea acestora, concentrația acestor metale, nichel, cupru și fier, în mai multe localități. Studiul privind dependența conținutului de azot și potențialul de creștere a algilor, a apelor râului Răut și afluențului, ne indică că potențialul de creștere a algilor este sincronic cu cantitatea, concentrația azotului mineral în apele râului Răut și afluenței lui. Dependența dintre conținutul azotului este prezentat și pentru concentrațiile de azotului mineral din ecosistemul urban Orcheie. Studiul ne-a impus ca să facem și unele cercetări privind profilele de sol caracterizate din zona de studiu. Au fost obținute rezultate privind proprietățile fizico-chimice ale solului din area cercetată. Studiul privind conținutul metalelor grele în mai multe calde, care au fost cercetate în rezină, amândere în carieră, pentru mai multe calde. Vedem că conținutul de metale grele în aceste calde, nici pentru un metal, nu depășesc concentrația maximă admisibilă și nici pragul de alertă și nici pragul de intervenție. Studiul privind analiza bioecologică a florii vasculare din cariera la far ne demonstrează că 55% din specii se referă la speciile spontane, după care urmează speciile ruderale, ruderale segetale. Gradul înalt de specii spontane ne indică la faptul că aici are loc, cum spunem, că nu este un impact foarte mare a activităților economice. Studiul florii vasculare în centrul Telinești, orașului Telinești, ecosistemului Telinești, de asemenea ne indică faptul că cel mai mare spectru, adică număr de specii, sunt specii cultivate, după care urmează speciile ruderale, spontane, vedem în cazul dat că speciile spontane se găsesc pe locul 3, ceea ce indică la un grad înalt de poluare a mediului, de grad de antropizare a mediului. Același tablou ne indică raportul procentual al indicilor biologici, care ne indică că 51% de specii sunt speciile spontane, după care urmează specii ruderale, segetale ruderale. Aici avem distribuția culorii coroanei plantelor cu flori din stratul cer, conform scării consumului radiației. În cadrul cercetărilor au fost efectuate cercetări privind raportul dintre forme minerale și organice ale azotului și fosforului din solurile cercetate și au fost cercetate de asemenea și starea sănătății populației în aceste ecosisteme urbane. Aici este prezentată rata mortalității după principalele cauze de deces din zona de centru, dintre care primul loc se găsesc bolile sistemului de circular, tumorile, bolile sistemului digestiv și altele. Același tablou se vede la studiu privind prevalența generală a populației din zona centrului Republicii Moldova, din raionul Orhei și rezultatele privind investigațiile parazitologice computerizate. Îmi permiteți ca să nu dau citirii concluziilor, ele sunt arătate, dar vreau să menționez că studiile au fost efectuate grație propunerii domnului academician, domnul Vățean vă raportează, adică primele studii, după cum ați știți, care au fost inițiate 15 ani în urmă, în ecosistemul urban Chișinău, acum ele se efectuează în ecosistemul urban Orchei, ecosistemul urban Chișinău. Noi continuăm acest cercetări. Deci, de atâta fiindcă, într-adevăr, ecosistemele urbane sunt principala forță sau principala sursă de poluare a componentelor din ele. Vă mulțumim frumos! O comunicare extraordinar de importantă. Academicianul Dediu ne-a avertizat nu odată. Umanitatea va suferi, în primul rând, din cauza
respectării aportului de impurități de a noastră și această comunicare se înscrie de minune în ideile academicianului Diediu. Vă rog frumos, încă un coleg cu o comunicare foarte interesantă, doctorul Coranfinețial, colegul nostru Anatol Tărățin. Bioacumularea metalelor grele în lemnul speciilor de arbori din ecosistemul forestier Pădurea Hâncești. Foarte interesantă. Onorată asistență, noi utilizăm lemnul nu numai la mobilă, dar stejarul se utilizează și în industria vinului. Pe noi ne interesează foarte mult această problemă. Vă rog frumos, 7 minute. Mulțumesc, domnul academician. Astăzi s-a vorbit mult și îmi pare bine că s-a vorbit cinstit, din suflet. S-au spus cuvinte de laudă, cuvinte de simpatie. Vreau să mă alătur și eu la aceste cuvinte, să urez mulți, mulți ani, stimate domnule academician Dediu, fiindcă eu când am venit în Chișinău, când aveam 17 ani. Și părinții mei, Dumnezeu să ierte, m-au încredințat în mâna acestui decan al Facultății de Biologie și Petologie, care pe parcurs au fost și bune și rele, dar ne-a educat și ne-a nu mai rău decât ne-a educat părinții. Mulțumim, domnul academician. Eu vă mulțumesc. Am făcut... V-ați ascultat. Am făcut când eram student și diferite șmecherii și mi-amintesc un singur lucru. Domnul Dediu, fiind decan, ne-am chemat, ne-au aranjat într-un rând. Știți cine a spus, domnul academician? Căină. Să fie pentru ultima dată. Mai faceți un asemenea lucru, ați rupt cuiul. Noi am ascultat și am învățat și mă bucur că am continuat cei ce ne-am dat povață și la moment am onoarea să conduc un laborator care se ocupă cu ecosistemele naturale și antropizate. Și datorită academicianului Ion Dediu am și fiind foarte necesar, lucrăm anume la nivelul unui ecosistem. Nu specie, nu populație, nu habitat, dar este tot integrat. De aceea, institutul nostru, laboratorul care am ocazia să-l conduc, se ocupă cu cadastrul arilor naturale protejate de stat, care este foarte important la moment și nu numai, fiindcă noi avem 312 obiecte incluse în legea privind fondul arilor naturale protejate de stat. Ele sunt pe hârtie, în multe cazuri nu se știe ce noi protejăm acolo, care este patrimoniul natural în area X sau Y. De aceea eu, împreună cu colegii din laborator, unde sunt și chimiști, și pedologi, și geografi, și fiziologi, și botaniști, și zoologi, care mă bucur că am ieșit la niște indici reprezentativi care reflectă situația de fapt în aceste arii naturale protejate de stat. Și mă bucur din nou că lucrăm la nivelul directivelor Uniunii Europene și cadrul legislativ normativ, nu numai național, dar și regional, internațional. Și avem o mulțime de realizări care, cu părere de bine, le-am prezentat ministerului nostru, care m-a alătur și eu la cei ce nu e nimeni ce a reprezentat. Noi lucrăm, institutul nostru, cel puțin la 80% pentru Ministerul Mediului, acum se numește Ministerul Agriculturii. Noi ne facem datoria, prezentăm informația sub formă de pașapoarte ecologice a unei, a fiecărei arii, unde e scris absolut cei ce trebuie să protejăm. Și cum? Cu recomandările de bază, cu banca de date care am pregătit-o și am dat-o la minister. Răspunsul nu este. Mie îmi pare rău din lucrul acesta. Cu atât mai mult, noi am prezentat și 18 arii argumentate și științific pentru a extinde fondul arilor naturale protejate de stat. Fiindcă în strategie de mediu 2014-2023 trebuie să avem, pentru acest an 2023, 8% din
teritoriul țării protejat. La moment avem 5,61%. Eu cred că nu reușim noi să avem 8% către anul 2023. Deci astăzi eu mă opresc, asta e doar este în lemnul lagul. Ceea ce a spus și dumneavoastră, într-adevăr, cu părere de rău, Sezarul acumulează foarte mult metale. De rând cu, de rând cu fabul, cu pinul, cu salcii, acei care acumulează multe metale grele, dar vreau să zic că reieșind din cercetările noastre, nu depășesc acele fraguri de alertă sau concentrații maximal admisibile care sunt permise și nu au așa atât impact asupra dezvoltării acestor specii de arbori. Reieșind din nou din calitatea aerului care noi avem, dacă mai am o minută. Din calitatea aerului care în țară, 84% din fluxul de metale grele care vine deasupra teritoriului sunt în context transfrontalier. Poate asta e bine. Vorbesc de plumb, de mercur, vorbesc de cadmiu, care noi, de rând cu multe state, multe țări din Uniunea Europeană, îl reglementăm la nivel regional. Și monitorizăm transferul lor atât din sol în plantă, cât și invers, din frunze în lemn și invers, și de aceea am determinat și factorii de mobilitate, factorii de transfer, care ne arată că trebuie să fim vigilenți, fiindcă noi cercetările le-am făcut în teritoriul ariei protejate. Dacă acolo situația nu e prea bună, și vorbim atunci despre celelalte, de alte ecosisteme și altele. De aceea, eu încă o dată mă opresc aici, încă o dată vreau să vă doresc mulți ani, sănătate. Noi o să lucrăm în continuare, o să vă ascultăm și o să continuăm să fim prieteni și colegi. Mulțumesc frumos! Aplauze, vă rog! Următoare comunicare. Colegul nostru, domnul doctor conferențiar, șef de laborator Iuri Bejan, dinamica stării ecologice a peisajelor în Republica Moldova. Vă rog frumos, vorbim de bogăția noastră națională, de patrimoniul nostru național, peisajele, de data aceasta. 7 minute, vă rog. Bună ziua, mulți ani, domnul academician Dediu. Deci, o să prezint unele direcții noi care ne ocupăm în cadrul laboratorului, care au tangență și cu ecologia. Deci, în primul rând, cunoaștem că Republica Moldova armonizează legislația de mediu și una din acestea este Convenția Europeană a Peisajului, pe care Moldova a ratificat-o, respectiv este elaborat și proiectul legii peisajelor, în conformitate cu care și se axează activitatea laboratorului. Deci, în primul rând, noi, funcția noastră de bază este monitorizarea evoluției spațiale a diferitor categorii de peisaje și, în special, a celor naturale, mă refer la cele silvice și cele pastorale, dar și celelalte categorii de peisaje, inclusiv aprecierea gradului de stabilitate cu peisaje. Deci nu o să mă refer la materiale, metode, deci menționez numai un singur lucru, că noi utilizăm imagini satelitare cele mai noi, care sunt acces gratuit în prezent și respectiv putem monitoriza la nivel de parcel, adică cea reală în cadrul mediului natural. Deci, scara de referință, una din realizările noastre de bază este harta regionării fizico-geografice a Republicii Moldova, deci care a fost realizată în cadrul laboratorului și care noi continuăm să o perfecționăm și încercăm să ne aprofundăm pe verticală la unități mai elementare. Deci, unitatea elementară sunt aceste bazine hidrografice, pe care noi facem studii comparative în evoluție și identificăm cum se modifică aceste categorii de peisaje. Deci, instrumentul de bază sunt acești metrici peisagistici, adică un șir de elemente matematice care ne vorbesc despre forma habitatului, valoarea lui
și cum el se modifică în profilul spațial și temporal. În cadrul laboratorului noi am analizat evoluția utilizării peisajelor, au fost identificate 6 etape distincte, deci până în prezent și începând cu 1812, practic de când a început acea intervenție masivă asupra peisajelor naturale. Aici avem și un grafic care ne arată dinamica. În primul rând vedem pădurile și pășunile. Pășunile dețineau în 1812 circa 45% de suprafață, ca în prezent să ajungă la circa 11%. Și observăm cum în perioada dată s-au extins terenurile arabile, dar și alte categorii de peisaje antropice și antropizate, respectiv noi am ajuns să fim lideri mondiali în acest capitol după ponderea terenurilor agricole și a terenurilor arabile la suprafața totală a țării. Deci câteva secvențe ce ține de exemplu, utilizarea terenurilor în perioada de până la primul război mondial, e vorba de anul 1900 la nivel de județe, și care este starea în prezent, vedem că mai mult de jumătate din teritoriu este ocupat de peisaje, de terenuri arabile. Deci, unul din, să zicem, mândria noastră este coeficientul de stabilitate ecologică a peisajelor, deci unde fiecare categorie de teren are o anumită valoare, vedem terenurile antropice, care sunt total transformate, au un coeficient de stabilitate 0, și acest coeficient crește în direcția sporirii gradului de naturalitate a peisajului, respectiv pădurile naturale au coeficientul 1. Respectiv, noi cartăm acest și monitorizăm acest indicator la nivel de comune, deci în total 968 de comune, inclusiv și stânga Nistrului, actualizăm aceste date permanent în baza cadastrului funciar. De asemenea, monitorizăm cum evoluează peisajele cu cea mai mare valoare ecologică, cum sunt pădurile, terenurile acoperite cu apă și pajiștele. Deci am restabilit care au fost suprafețele silvice, începând cu 1812 și în prezent, deci cum a evoluat gradul de împădurire și am identificat un șir de factori care au contribuit la diminuarea acestor suprafețe. De exemplu, o hartă făcută în baza imaginii satelitare actuale, în conturul actual al Republicii Moldova și una din 1910, harta maghiară. Observăm că atunci peisajele silvice erau mai compacte, nu erau așa de fragmentate. Am luat și ca studii de caz, numeroase studii de caz, aici avem județul Iași, în limitele 1880 și limitele actuale, vedem cum s-au extins, în primul rând, terenurile intravilane. Am analizat care este ponderea suprafețelor silvice la nivel de comune și care este gradul de asigurare a populației cu aceste categorii. Aici vreau să menționez numai un singur lucru, conform datelor de monitoring oferite de Agenția Moldsilva. Deci, în prezent, practic, 36% din pădurile noastre sunt păduri de sălcâm, care, de fapt, nu prezintă o careva valoare ecologică. Și încă un exemplu o să ofer, deci, acele metrici peisagistice la nivel de un bazin elementar, vorba de bazinul râului Nârnova. Deci, cum a evoluat, cum a fost situația în 1982 și în 2013, deci două hărți topografice la aceeași scară au fost ca materiale inițiale. Observăm o diminuare a plantațiilor multianuale, în primul rând plantațiile de viță de vie, deci o conversie destul de pronunțată, deci aceste categorii fie că au retrogradat în terenuri arabile, fie că sunt cazuri când au fost împădurite, respectiv primind o valoare ecologică superioară. Deci, în total, 45% din acest mic bazin a suferit careva modificări, deci într-o perioadă de 30 de ani. Deci, încă o dovadă că în prezent au loc procese spontane, din păcate, dar care contribuie la creșterea valorii ecologice a peisajelor. Deci, vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată... Și noi vă mulțumim pentru această interesantă comunicare. Da. Vă mulțumim frumos, onorată asistență. Ne așteaptă cafeaua și ceaiul. Ne așteaptă gust. Da, o clipă. Ia să avansăm noi.
Petru Bacal cu comunicarea impactul activității economice asupra aerului atmosferic. Da, vă rog frumos, domnul Petru, cât mai succint, da? Da, vă rog, nu vă duceți, totul e gata, totul e pregătit pentru coffee break. Terminăm. Da, vă rog frumos. Stimați colegi, vreau mai întâi să aduc sincere și profunde mulțumiri domnului academician Dedeu pentru contribuția sa în formarea noastră profesională, în special în formarea mea. Mi-aduc aminte atunci în 94 când am venit la Catebră și mi-a fost repartizat cursul Economia Resurselor Naturale. Cartea cea mai de folos, care am purtat aproape un an de zile în geantă, unde mă mai duceam, era dicționarul de ecologie elaborat de domnul academician, care m-a ajutat foarte mult, ulterior și alte deci, lucrări valoroase ale țării. Vă dau vă mulțumesc din suflet pentru deci, contribuția dumneavoastră. Vă dorim mulți ani și sănătate înainte și dumneavoastră și rudele dumneavoastră pe piață și toată lumea să fie în pază Domnului și să treacă peste deci, acele greutăți care le înfruntăm zi cu zi. Eu succint am să trec peste cele mai importante realizări la acest compartiment. Deci am cadrul regiunii dezvoltare centru și nu doar această regiune, dar și nord, sud, municipiul Chișinău, am deci făcut evaluarea impactului pe activități economice principale. Pornind de la sistematizarea bazei, deci acumularea, sistematizarea, actualizarea bazei de date, care cuprinde la moment circa 2630 de surse, în care majoritatea din complexul agroalimentar, din complexul termoenergetic, întreprinderi de transport, de servire, stații de comercializare, depozitare a combustibilului, care sunt deci, răspândite mult mai uniform în comparație cu alte surse de poluare. De asemenea, deci cam aproximativ 80% din sursele din emisiile generate de sursele autohtone provin de la cele mobile și evident depinde și aici de suprafața raioanelor și de deci traficul, intensitatea traficului în aceste raioane, mai ales cele care sunt în apropierea capitalei. Deja am menționat de sursele fixe, proveniența lor referitor la dinamica. Avem o evoluție oscilantă după 2007 pe fonul unei tendințe generale de creștere care se manifestă în majoritatea raioanelor, cu excepția raioanelor Călăraș sau Hâncești, unde avem o reducere a volumului total de emisii de la sursele fixe. Dacă ne referim la activitățile economice principale, totuși avem o creștere multiplă a emisiilor în sectorul comunal, în industria chimică, în depinde de servire, de asemenea o majorare semnificativ în complexul agroalimentar, la stațiile de comercializare a combustibilului și în industria de prelucrare a lemnului și deci o reducere în special industria minieră și a materialelor de construcții, chiar în ultimii 2 ani, datorită reducerii semnificative a emisiilor de la fabrica de ciment de la rezina. Deci, respectiv, structura ramurală a emisiilor, vedem deci, cu predominarea complexului termoenergetic, dacă vorbim a industriei miniere și a materialelor de construcții, reprinderea agroalimentare, stații de comercializare a combustibilului, prelucrarea lemnului, întreprinderea de transport și altele. Am spus, datorită reducerii semnificative a emisiilor de la industria
miniere și materialele de construcție, a scăzut ponderea acestei ramuri, astfel încât în ultimii 2 ani a fost surclasată de pe locul al doilea pe locul al patrulea, fiind depășită nu doar de complexul agroalimentar, întreprinderea agroalimentară, dar și de stațiile de comercializare a combustibilului. Așa. Vedem aici structura ramurală a emisiilor surselor fixe după deci pe raioane. Este așa o pondere relativ uniformă cu unele maximuri a întreprinderilor agroalimentare, a stațiilor comercializare a combustibilului și deci întreprinderilor energetice și, din contra, o pondere redusă a întreprinderilor de servire, de transport, prelucrarea lemnului și, și altele. Așa, dacă ne referim la complex, este reprezentat prezentant nu de, de cazageriile sectorului rezidențial administrativ, deci a instituțiilor publice, deci de învățământ, medicale, etc. Da, de asemenea, și este important și gradul de monitorizare a acestor resurse de către autoritățile ecologice și teritoriale. Dacă ne referim la complexul agroalimentar, deci care are o, o pondere relativ uniformă în majoritatea raioanelor, cu, deci, o, așa să spunem, o pondere mai mare la Ieloveni, deci Aninii Noi, Orhei, totuși, cei mai mari poluatori, cum știm, sunt, în ultimii ani a fost depășit, practic, complexele de porcini, complexele avicole au depășit fabricile vinicole, deci întreprinderile vinicole, care, dacă luăm 10-15 ani în urmă, aveau deci, o contribuție mai mare în poluare, dar datorită fie falimentării, fie retehnologizării, și aici domnul Găină, de exemplu, ați să vină cu lux de amănunte, da, așa, retehnologizarea așa, și, ca urmare, reducerea exact. Emisiilor. Da. De asemenea, în mediul rural sunt foarte, de cele mai multe mori, surse mici, mori, oloinițe, brutării, întreprinderi de alimentație publică, etc. La licitație... Domnul doctor, o minută, vă rog. Da, pe ultimul slide. Referitor la stații de comercializare a combustibilului, care am spus că sunt practic cele mai uniform repartizate și cu o creștere constantă și la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din, din regiune. Se remarcă stațiile de depozitare a produselor petroliere de distribuție a gazului, și, de asemenea, stațiile PECU, care au o răspândire mai uniformă, dar totuși predomină în, deci, de-a lungul principalilor afere de transport. Și, deci, industria minieră și a materialelor de, de construcții, care, deci, până unul de mult era chiar, avea cea mai mare contribuție, dar datorită, deci, scăderii emisiilor și de la rezină și de la alte mari întreprinderi din, din domeniu, deci a fost surclasată și la moment, cum am spus, este pe locul 4, totuși vedem o pondere ridicată la rezina, unde este, funcționează la far și ciment. De asemenea, în raioanele cu deci, rezerve și mai mari și cariere, așa, mai importante. Da, mai, mai importante, cum ar fi la, la, la Orhei, la Ieloveni sau Strășeni, de asemenea fabrici de producere da. Articolul din beton și foarte răspândite în ultimul timp cele de producerea cărămizii presate, să mai spunem noi, fortan, a plitelor de trotuare, etc. Mulțumesc, frate. Noi vă mulțumim. Aerul, apa, este solul nostru, este bogăția națiunii. Vă mulțumim frumos. Aplauze, vă rog. Și ultima comunicare, vă rog, doctorul Sirodeev Ghenadie, este? Da, vă rog frumos. Comunicarea se numește Vulnerabilitatea teritoriului Republicii Moldova către procesele geomorfologice și pedologice nefavorabile. Poftiți, vă rog. Все в порядке, работает?
Da, пожалуйста. Poftiți. Так. Прочитаем зал. Да, пожалуйста. Особое спасибо вам за монографию последнюю, которую вы дали, посвященную экологическим проблемам, связанным со словарями. И то, что она вышла именно сейчас, в данный момент, когда особое... На русском языке. Особо требуется литература именно на русском языке. Ну и отлично. Браво, браво. Как раз к моменту, как раз ко времени такая работа для Алолим и Ностри Минунат. Браво. Поптит 40. Не думаю, что это к смене власти произошло. Я не думаю об этом. Не к смене власти. Я происходит от ему. Да. Читали, чтобы знать, при анализе систематика, а парадигма морфодинамика, ширинич сетети interpretate corelate a rolului proceselor geomorfologice în evoluarea vulnerabilității sistemelor teritoriale cu utilizarea metodelor în special în celor determinești și stocatice a diversul metode de interpolare spațială a datelor tehnologiilor SIG, geonomice mixte. De sursă de informație vor servi colegii statistici ale Biroul Național de Statistică. Materiale utilizate pentru modelarea spațială vor servi pentru crearea hărților electronice ale reliefului, actualizarea rețelei hidrografice, spațiilor forestiere și a plantațiilor multianuale, a rețelei de transport și localităților. În procesul cercetării vor fi aplicate metode de statistică, de analogii, geologice și geomorfologice, aspecte de expert, apreciere de expert, de descifrare și interpretare a materialului de teledetecție. Primul pas a fost evaluată expunerea la acțiunea zonei de studiu. În etapa următoare a fost efectuată o evaluare a vulnerabilității, unde suma R, suma factorilor care condițiile de reducere impactului schimbărilor climatice asupra condițiilor dezvoltării proceselor nefavorabile exogene, suma factorilor care contribuie la creșterea impactului schimbărilor climatice asupra condițiilor dezvoltării proceselor nefavorabile exogene și suma factorilor care contribuie la contractarea schimbărilor climatice. Структура базы данных elaborată include 4 индикатори, 10 аспекты али vulnerability и 10 новых атрибутов. Экспонент диакционе есть тоата территория Республики Молдова и популяция ей. A fost evaluată structura geologică, participă de depozitele Miocenul și Pleacenul, 36% din teritoriu ocupă depozitele Basabieni de jos. Cea mai mare suprafață, 32%, are argile preponderent stratificate, frecvență cu lămâni de aleurite și rar cu strate de nisipuri. Cea mai mică, sub 2%, teritoriul de argile carbonatice. Cea mai mare suprafață ocupă teritoriul cu sumă precipitării anuale de la 500 până la 550 mm. Cea mai mare sumă de precipitare revine codrii. A evaluarea factorului care sporesc impactul, cea mai mare influență asupra creșterii stabilității în raionii Drochei și Florești, cea mai mică în raionile Lova și Bălți. Pe bază clasificării efectuate a factorilor au fost create modele speciale pentru valoarea obținute și cea mai mare influență asupra reducerii stabilității în raionii Nisporiți și Orhei, cea mai mică raionul Florești și Dubăsari.
evoluarea factorilor care contribuie de adaptare la schimbare globale, cel mai mare capacități de adaptare socioeconomice în municipiul Chișinău și unitățile speciale Găgăuzie. Cel mai mică, raionul Nisprieni și municipiul Bălț. Vulnerabilitatea, în urmă sumă rândice obținută a fost constatat că relieful raionului Nisprieni și Soldănești este cel mai vulnerabil la schimbări climatice. Și relieful municipiul Chișinău și Găgăuzie este mai puțin vulnerabil la schimbările climatice. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim frumos, a fost interesant, a fost actual și vă mulțumim pentru că ați menționat importanța lucrărilor pe care academicianul nostru, stimatul nostru jubiliar, a reușit acum în ultima instanță să le aducă și în spațiul vorbirii limbii ruse, limba care ține de o cultură foarte înaltă mondială și pe care noi o cultivăm toți. În arată asistență. Iată că ceaiul și cafeaua a rugat să fie turnată, să nu ne opărim pe căldura asta. Dar compensarea pierderii de lichid în organism trebuie să fie numai decât. Și în curând o să vă invităm pe toți să nu plecați să serviți. Acum, vreau să le mulțumesc celor care au răbdat și au ținut florile în mâini. Doamna doctor Larisa Androni, cu colegii, conducătorul unei prestigioase, la fel, instituții, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, un institut care utilizează rezultatele ecologilor și geografilor noștri, un institut care are realizări palpabile și cu care ne mândrim. Poftiți, vă rog, la microfon. A venit astăzi cu un grup nu atât de mare, dar a venit să expunem sincerele noastre felicitări din partea întregului colectiv, a colectivului Institutului Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, care vă adresează sincere urări de sănătate, mulțumiri pentru aportul și activitatea dumneavoastră prodigioasă. Vreau să zic cuvintele lui Pitagora, care a zis că vede de partea acela nu care este înalt, dar care stă pe niște umeri puternici. Dumneavoastră ați avut ca umeri puternici părinții dumneavoastră, cartea, cultura, cei care v-au făcut să vedeți departe. Dar totodată dumneavoastră ați fost cu umeri puternici pentru discipolii care astăzi au prezentat aici și, aș zice, pentru toate ramurile biologiei. Genetica nu v-a fost aparte, a susținut-o în toate timpurile și ați fost prieten a instituției noastre, a colectivului. Ați fost acel care ați semnalat problemele poluării mediului cu substanțe chimice ca rezultat a dezvoltării agriculturii intensive, care rămâne și actuală a mediului, o problemă foarte vădită. Ați fost cel care ați văzut departe și vă mulțumim mult pentru tot ce ați făcut și ați contribuit pentru țară, pentru știință, pentru viitorul nostru. Multă sănătate! Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos și vă rog frumos să continuăm. Da, vă rog. Da. Uitați-vă, stimați colegi, înseamnă să fie un om cum se cade, care este doamna Andronic. Cum se cade suntem noi toți, de fapt. Dar în mod special vreau să remarc următoarele. S-a întâmplat așa că cândva, dumneavoastră lucrând la CNA, a făcut niște greșeli vis-a-vis de institutul nostru. Eu, fiind o viață întreagă în apărarea acestui institut, m-am răzbunat, m-am adresat directorului instituției date CNA, răpăsatului Valerii Cancer. Valerii Cancer.
să-i facem observații, doamne Andronic. Dumnealui, adică eu într-un fel mă împlâng, eu nu sunt om plângător, n-am scris în viața mea, să știți, jur pe copiii mei, n-am scris în viața mea nici o depeșă, nici o donos contra nimănui. Contra mea, da, multe. Deci, eu am insistat că la această convorbire de elucidarea unor probleme pe care le-a comis. Am chemat-o, am făcut observații, mai ales eu am fost foarte dur, poate prea dur și vreau public să-mi cer scuze, cu mare întârziere, dar o fac. Da. Fiindcă dumneavoastră, uitați-vă cât de frumos a procedat astăzi, nefiind în program, da. Dar vreau să vă spun că de atunci, de când s-a întâmplat acum 15 de ani, chiar 20, îmi pare că nu s-a spărat în mine. Mi-a demonstrat respectul, așa cum nu fac mulți dintre moldovenii noștri. Vă mulțumesc, doamnă! Să trăiască institutul noastră, care e foarte important. Prietenul meu, Dima Drumea, unii. Dima, ce să sidel să drujiți? Hai, poftim, la mă. Poftim la întrebări. Cu plăcere. Mulțumesc mult, domnul academician, domnul academician Dedeu. O să spun așa, că sunteți al doilea tată pentru mine. Unul tatăl a fost academician, din păcate a plecat, dar a dumneavoastră, eu cred că sunt al doilea persoană, tot care știe pe dumneavoastră, am în vedere timpul. Din 69, tot când ați venit la Trai, pe strada Academiei Tușață, bara 2. Vreau să vă spun că doamna director a menționat aici 5 convenții. Eu vreau să vă spun că a fost, că este încă una, tot care domnul academician a contribuit extrem de bine. Deci am în vedere Convenția Dunăreană. Acolo sunt două aspecte. Biodiversitatea și reducerea nutrienților. Vă spun că cu biodiversitatea nu am reușit. În domeniul reducerii tot nutrienților a venit tot foarte multe investiții din Uniunea Europeană și din alte țări, de la instituții internaționale. Am redus și eu cred că și în viitor noi vom vedea cum prosperă biodiversitatea și cum reduce nutrienți. Și acum din partea grupului de nutrienți, un mic tot buchet de flori, a fost și doamna Belăuz, din păcate ea a plecat, dar oricum tot felicitări, urări de bine și avem un colectiv de laborator și avem un mic cadou tot pentru dumneavoastră și vă dorim succese, vă dorim sănătate și mulți, mulți ani înainte cu noi și noi cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim frumos! La mulți ani! Vreau să vă prezint un om extraordinar de deștept, dar foarte modest. Ceea ce e rar între chiar români de dincolo se întâmplă, este un extraordinar de adevărat camarad, ca bărbat, ca prieten, ca elev, ca om consecvent în toate. Dumitru, Dumnezeu să te păzească pe tine și întreaga ta familie minunată. Să trăiești. La mulți ani. Și Dumnezeu să-l ierte, să-l păzească pe academicianul nostru Drumea, care mi-a fost și prieten, și vecin, și un foarte bun român. Vă mulțumim frumos.
Iată, încă un colectiv frumos aici a venit, doamna Cămician. Ia vă rog atenție, în microfon să vorbiți, că nu s-aud în sală. Domnul Cămician, în primul rând vă mulțumim foarte mult pentru tot ce dumneavoastră ați făcut pentru noi. În primul rând pentru fondarea Institutului de Ecologie, în prezent Institutul de Ecologie și Geografie. Pentru fondarea laboratorului dumneavoastră de suflet, care se numește Ecourbanism. Pentru direcție de cercetări, care dumneavoastră concret, real, ați numit-o, eu am menționat, 15 ani în urmă, noi efectuăm cercetări în acest domeniu. Noi vă mulțumim foarte mult dumneavoastră pentru aceste lucruri. Vă urăm multă, multă sănătate, noroc, fericire și să lucrăm și mai departe în acest domeniu. Felicitările noastre din numele laboratorului nostru, vă aducem. Mulțumim frumos, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo laboratorul, bravo colectivul, bravo institutul! Bravo tot! Și eu vă mulțumesc! Sigur că da! S-a bine cu așa, ați răbdat și mă răbdat! Două! Mă rog frumos, domn profesor! Eu să am iertare că aici timpul de acum e la limită și am să fiu foarte pe scurt. Vreau să vă spun că atunci când am venit în centru în aspirantură, am avut niște probleme. Și numai domnul academician pe mine m-a salvat. S-a devenit castraveț, profesor, savant. Bravo, și bravo. Nu bravo, m-am mulțumit dumneavoastră, eu sunt în Academie. Și eu mai mult nu vreau să vorbesc, dar totuși eu înmânesc opera mea științifică în care meritul domnului academician e enorm de mult. Că întotdeauna el m-a consultat, m-a susținut și a făcut tot posibilul ca eu să public. Felicitări, domn profesor! Profesorul Castraveț, bravo! Poftiți, vă rog, poftiți! Și eu am cultivat extraordinar și eu mânesc domnului academician ca el să îngrijească personal de acest lămâr și să oprească, să primească roade și să folosească. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Așa cum și de floare, eu cred că la 100 de ani o să avem și recorda. Așa. Vă rog să păstrați. Da. Și eu să știți că acasă mai am o plantă unicală, datorită prietenului, colegului meu, un foarte bun savant, care este cocârță. E vorba de peroba. Știți, peroba este unul din puținele specii de plante superioare, care iată deja nu disparte din planeta Pământul, de 450 milioane de ani. 450 milioane de ani. În curtea locului în care este orchestrat Academiei, a crescut deja, Petrică are deja aproape jumătate de metru. Bravo! Datorită dumneavoastră care mi-a dat semințe. Și grijă dumneavoastră. Ei, grijă mea, așa că mă îndrumească acolo. Poftim, Petrica. Petrica. Poftim, vă rog, poftiți, două cuvinte. La microfon. Dar nu spun două cuvinte. La microfon, vă rog, spate. Pentru ceea că noi am avut plăcerea să conlucrăm cu această personalitate, noi am creat în Institut Domnul Academician datorită dumneavoastră. Deci a fost pornit de către Institutul nostru programul Ecologia. Da. Îl știți foarte bine, da. Care s-a condus pe urmă, a fost adăugit pe 5 ani, a făcut foarte mult acest program. Datorită acestui program, noi pe urmă am elaborat, dumneavoastră știți, legea protecției mediului. Legea protecției mediului, care lucrează și asta. Datorită acestui program, noi am creat, dumneavoastră știți,
Institut, sistemul informațional de mediu și monitoringul ecologic, da, care lucrează. Avem, da, și informații. Tu care ești autorul acestui concepție. Da, am contribuit cu ce am putut. Am aici și o trecere revistă a Institutului Național de Ecologie la cea mai mare, să spunem, puterea sa, performanță. Când erau 13 laboratoare, am rămas cu 3. Deci, ca să fie în istorie și lucrul ăsta, că a fost un institut destul de puternic în Republica noastră. Mai mult ca atât, am făcut plan local de acțiuni conform strategiei dezvoltării durabile. Ceea ce pe voastră ați început de Republica Moldova în anul 2000, țineți minte, agenda 21. Da. Și ultima răspund, dar nu e ultima grad, ceea ce a făcut institutul, am trecut în revistă toate legislațiile Republicii Moldova privind mediul la care dumneavoastră ați contribuit și noi împreună. Și standardele, tot așa, am trecut în revistă toate standardele, am dat recomandări din partea institutului ca ele toate să fie armonizate conform cerințelor europene și internaționale. Eu vă doresc la mulți ani. Noi ne străduim să facem tot ce ne stă în putință, conform teoriei și practicii dumneavoastră. Bravo! Bună dată, asistență! O să-l rugăm pe mulțumatul nostru jubiliar să spună câteva cuvinte. Nu înainte de a mulțumi, în primul rând, academicianului președinte Ion Tighineanu, care înainte de plecare a făcut o mică volantă privind modul de organizare și structura acestei festivități. Doi, eu vreau să mulțumesc colegilor mei, membru corespondent Svetlana Cojocar și membru corespondent Victor Moraru, care ne-au onorat cu prezența. Și în ultimul moment, eu vreau să vă spun că sunt încântat de cunoștințele enciclopedice și de ce tot ce ne-a adus la cunoștință academicianul Furdui, care a fost alături din primii ani de studii universitare, pedagogici și universitare în această frumoasă țară, în acest plai mioritic. Vreau să mulțumesc conducerii institutului care a avut emoții, care a avut grijă ca această manifestare să aibă loc într-o atmosferă atât de caldă, atât de prietenoasă și atât de rodnică. Tuturor raportorilor le mulțumim. Serviciului de informații în frunte cu Eugenia Tofan, care muncește zi de zi, fiind în concediu, a venit să reflecte această festivitate rară în viața științific-culturală a țării noastre. Vreau să mulțumesc Institutului INDIS, care de fiecare dată ne oferă posibilitatea să vizionăm online toată activitatea noastră de astăzi. Onorată asistență, vă mulțumesc la toți că ați participat, dar acum oferim cuvântul domnului academician. Da? Înainte de asta, vreau, când mi-am vorbit și nu pot să vă spun, la mulți ani din partea mamei mele, Loreta, din partea Laurei, fiicei mele și a nepoților, Alexandru, Tare și Dionis, care au pus pe aici. La mulți ani din partea lui Lucian, Teodor și Leonard, fiicei Corine, și a sorelei tuturor Andrei de la Iași, din partea lui Ari, din partea fratele meu, Tărnian, care a fost foarte mult să vină aici, dar a făcut, din cauza serviciului, din partea, nu în ultimul rând, din partea soției, Ecaterina. La mulți ani! Domnule președinte, stimați colegi, eu am să vă bâlbui. Fiindcă sunt prea emoționat ca să vorbesc coerent și poate delicat cum s-ar cuveni unui bătrân de 80 de ani.
Dar o să fac un sfat de a vă primi pe scurt. Eu, într-un fel, domnul academician Fortui, să știți că nu mă sunt bine aici în acest prezidiu, nu de atât că o fac pe modestul, dar de atât că locul meu în această academie, în calitate de un fel de, nu știu ce, conducător politic sau nu știu ce, de care încă o dată vă spun, nu regret, sunt mirușumit, a fost acolo. Și din vedere a cunoștințelor mele, în ghilimele, arhitectonice, din interior, consider că această permutare a mesei prezidiului este incorrect. Uitați-vă, eu v-am zis de la mulți arhitecți, lumina cade direct în ochii noștri. Ei bine, lăsăm întrebările astea, dar mă sunt fericit totuși în această, în capul acestei mese, fiindcă am ajuns la o vârstă onorabilă, pe care vârstă onorată de către cei mai apropiați colegi, prieteni, rude ai mei. Deci sunt fericit că am ajuns la această zi și vă doresc și dumneavoastră același lucru. Eu aș vrea mult să spun, dar ales pentru 90 de ani, la sigur la care ați ajung, dar vreau să recunosc că dacă nu era această sărbătoare, eu o consider mare sărbătoare pentru mine, pentru noi. Că poate o să scad din chimioterapie care mai urmează să o urmez. E tautologie, dar n-ai să faci că așa e boală. Da, eu mă consider fericit pentru faptul că, într-adevăr, o mai rămas în această Basarabie, în această parte foarte frumoasă a României, a Europei, oameni cum se cade, care sunteți dumneavoastră în primul rând. Eu am ținut întotdeauna la oameni, la colegii mei, la confrații mei și vă asigur încă o dată că m-am stăduit cu orice preț pe parcursul întregii vieți să fac oamenilor numai bine. Fiindcă tatăl meu, înainte de a-și da sufletul Domnului, mi-a zis și ultima rugăminte, Ionică, fă bine, mă Ionaș, faci bine, dar câteodată ajungi rău. Dar dacă faci rău, promit. Vin în coace să te pup și am plecat. Eu cu acest gând am fost până atunci și după atunci. Vă doresc și astăzi, la fel, la toți dumneavoastră vă doresc același comportament. Tare bine să faci bine. Vă mulțumesc și Doamne ajută, sănătate la toți. Aplauze! Să ne trăiască academicianul la mulți ani, să ne întâlnim și la 90 de ani, că nu mai rămas și nici nici. Eu am sănătorul de plăs. Și vă invităm pe toți la coffee break și la ceva gustărică. Poftiți-vă! În sala... Sala Aurii. Aurii. Sala Aurii. Eu sunt președintele și vice-președintele pentru această onoare pe care n-am să uit niciodată.